Salut comunitatea Vocea Creștinilor! Dragilor, continuăm campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Datorită vouă, am reușit să achiziționăm primele 15.000, iar acum dorim să deschidem o nouă campanie prin care să achiziționăm un număr de 50.000 de Biblii. Pentru că avem foarte multe cereri de la partenerii noștri din țară și cei mai mulți dintre ei sunt pe lista de așteptare. Prin implicarea noastră a tuturor, vom reuși să împlinim nevoia lor. Poate te întrebi de ce să investești într-un proiect de Biblie, fiindcă Biblia este relevantă chiar și în secolul vitezei. Ea ne oferă un fundament moral și stabil într-o lume în schimbare, ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce speranță în vremuri de incertitudine. Dăruind-o, oferim o sursă de inspirație și consolare tuturor oamenilor din generația noastră, lăsând totodată și o moștenire copiilor noștri. Investește împreună cu noi ca această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Societatea Biblică din Atlanta oferă un exemplar din Biblie la doar $5.5. Dumnezeu te va răsplăti pentru bucuria pe care o vei face acelor persoane care nu au o Biblie în formatul tipărit. Dragostea Lui se va revărsa peste tine și familia ta și peste comunitatea din care faci parte. Campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet, îți amintește că poți face donațiile pe care le dorești prin intermediul următoarelor link-uri. voceacreștinilor.com/donație și pe caravanaevangheliei.ro/implicate. Mulțumim pentru implicare! Salutăm comunitatea Vocea Creștinilor în această seară de luni. Ne bucurăm să fim din nou împreună și în această seară de octombrie mai răcoroasă și la alături de mine l-am pe pastorul Florin Antonie, pastorul Bisericii Genesis. Frate Florin, mă bucur că din nou suntem alături într-o discuție în această seară mai amplă, să zic așa, o ediție specială, pentru că trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă în Israel, despre războiul din Israel, vorbim în această despre gruparea Hamas și tot ceea ce se întâmplă acolo. Îți spunem bine venit, frate Florin, și Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și întreaga comunitate. Sunt onorat, Ciprian, pentru invitația ta, sunt onorat pentru că mă primiți de fiecare dată cu căldură în rândurile voastre, în această părtășie a Sfinților. Este o zi tristă, este încă o zi tristă din viețile noastre, având în vedere tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, tot ceea ce se întâmplă în lume. Și dacă până acum n-au fost suficiente semnalele de alarmă pe care le-am tras împreună aici la Vocea Creștinilor, le-am tras împreună la Genesis, fie în predică, fie în transmisiuni directe, poate că ar trebui să ne ridicăm cu toții acest semn de întrebare. Dacă suntem pregătiți, pentru că cel ce vine va veni și nu va zăbovi și doar cei neprihăniți vor trăi prin credință. Și mă refer aici la Domnul nostru Iisus Hristos care vine. Și noi trebuie să fim gata să-L întâmpinăm. Vă rugăm ca în această seară să fiți parte cu noi și ne bucurăm că deja sunteți aici. Dorim să apreciați, dacă vă va place această emisiune, discuție, până la urmă dialog, să apreciați această emisiune cu un like și totodată să ne spuneți de unde ne urmăriți. Dacă avem frați din Israel care sunt acolo, am vrea să știm și chiar să spuneți, da, sunt în aceste momente în Israel, locuiesc aici, pentru că vrem să vă salutăm și vrem să vă știm, chiar să vă scrieți numele, vrem să vă binecuvântăm în această seară, aveți prioritate, stimați ascultători, frați, surori din Israel. În această seară, în următoarele momente, după ce vom avea o discuție alături de noi, într-o discuție telefonică, îl avem pe pastorul mesianic Daniel Stanger. El este acolo în Israel, locuiește în Nazaret, dar știe mult mai multe de ceea ce se întâmplă acolo și vrem să vedem pulsul din Israel. Dânsul este și ghid turistic, probabil că unii dintre dumneavoastră l-ați avut ca și ghid turistic în Ierusalim, așa că în câteva momente o să luăm și legătura cu dânsul. Până atunci, frate Florin, aș vrea să luăm așa firul de la cap și să vedem ce s-a întâmplat mai exact acolo sâmbătă,
Cine este gruparea Hamas și ceea ce vor ei? De ce acest teritoriu, fâșia Gaza, a ajuns să fie, practic toți evrei au plecat de acolo și au rămas un teritoriu al palestinienilor, cu majoritate sau aproape 100% sunt doar palestinieni, într-un stat evreu? Cum s-a întâmplat acest lucru? Ceea ce vor acum izraeliții, statul evreu, să facă? Ce vor să facă acolo în zona, în zona fâșia Gaza și cum ar trebui să vedem ceea ce va urma pentru Israel ca și din punct de vedere spiritual, profetic, ce se va întâmpla cu Israel, dar totodată și strategic, militar și economic. Cum ziceam, începem de la această grupare Hamas, cine sunt ei? Răspunsul este unul simplu, Ciprian. Hamas este o mișcare teroristă. Este o mișcare teroristă, o mișcare fundamentalist islamică, care nu face altceva decât să tulbure apele. Pentru a înțelege însă ce este Hamas, cum s-a format și cine este susținătorul său, trebuie să înțelegem, prieteni, de fapt, care este conjunctura strategică, teritorială și totodată de ce au ajuns acești fundamentaliști islamici acolo. În fond, pe cine apără ei și care este validitatea statului Israel în a se apăra, a se proteja de astfel de oameni. Vom discuta în câteva segmente specifice astăzi. Vă rog să fiți foarte atenți la ceea ce voi spune, dar mai ales la modul în care o voi spune. Vă încurajez pe toți să cercetați datele istorice, să vă informați din surse informatice credibile, pentru că în perioada următoare vor circula în mass media și în social media, în special în internet, o sumedenie de informații care nu vor face altceva decât să-și dorească manipularea maselor, pentru că trăim într-o societate ușor manipulabilă. Și atunci grupurile acestea fundamentaliste au oameni special antrenați ca să întortocheze adevărul. Reîntorcându-ne la ceea ce ne interesează pe noi și apoi terminând cu riscul major pentru întreaga lume, nu vă ascund faptul că ar trebui să ne uităm cu luarea minte la ceea ce se întâmplă acum în Est, pentru că lumea politică, lumea din sferele înalte ale organizațiilor acestei lumi, se teme. Se teme pentru că suntem cu un picior și jumătate, îndrăznesc să spun, înspre al treilea război mondial. Mult mai grav decât ceea ce se întâmplă în momentul acesta în Rusia și Ucraina. În fapt, este o continuare mult mai violentă și care va avea o capacitate de dezvoltare explosivă și vă voi explica pe îndelete de ce. Haideți însă să începem cu începutul. Doar puțin, frate Florin, dacă sunt evrei, români evrei, de limbă română și sunteți acolo în Israel, chiar ne-au scris fratele Gustav din Tel Aviv, vă rugăm să ne scrieți un mesaj pe numărul de WhatsApp 0728 120 020, și vom încerca în minutele care o să ne rămână la sfârșit să vă sunăm și să ne transmiteți un mesaj. Doar dacă vreți să intrați în legătură cu noi, scrieți-ne un mesaj. Sunt numele din orașul din Israel. Scrieți-ne, da, pentru că o să avem timp pentru voi să vă sunăm. Vă mulțumim! Te rog, frate. Ar fi foarte frumos să, sigur, intrăm în direct cu câțiva dintre ascultătorii, sigur, noștri de acolo, din zona fierbinte, și să primim un feedback direct din partea domniilor lor. Prieteni, haideți să începem cu începutul. Palestina este un stat creat dintr-un moft al formațiunilor arabe. În anul 1988, acești oameni, care până atunci erau doar un soi de, aș spune, pelerini prin acea țară, s-au hotărât să-și declare independența. Și ei au spus că sunt statul Palestina. Nu au nicio legătură cu mișcarea filisteană pe care dumneavoastră o găsiți în Biblie. Filistenii erau originari din zona Greciei. N-au nicio legătură cu teritoriile Israelului, cu teritoriile istorice pe care le voi vedeți biblic. Palestinienii aceștia sunt o grupare arabă care a fost împinsă în perioada
sfârșitului secolului XIX, începutului secolului XX, în momentul în care mișcarea sionistă, vă rog să rețineți ce vă spun, mișcarea sionistă, care a avut prima convenție la Dorohoi, în România, a decis să migreze și să reformeze statul Israel, statele arabe au început să trimită și ele familii și să le poziționeze strategic astfel încât să preîntâmpine ocuparea din nou de către israeliți a acelor teritorii care până atunci, vă rog să rețineți, sunt documente istorice care confirmă lucrurile acestea, până atunci fusese doar deșert. Nu la întâmplare, este scris în literatură, este scris în istorie, celebra frază, locul unde nici măcar cactusul, prietenul deșertului, nu-și mai găsește un loc de odihnă. A fost un teren pustiu, un teren în care nu era absolut nimeni. În fapt, fotografii rare, foarte rare, din începutul secolului 20, ne arată Ierusalimul de astăzi pur și simplu neocupat. Era un teren viran. Ceea ce voi vedeți astăzi, o zonă extrem de bine dezvoltată, purta doar rămășițele istorice ale fostului Ierusalim. Zidurile acelea demolate. Prieteni, comunitățile care au fost împinse din zona arabă nu au fost acolo de mii de ani, cum proclamă ei. Istoria este simplă și pentru cine vrea să o citească, o înțelege și o vede. Ei au fost trimiși acolo ca să preîntâmpine reformarea statului evreu. Când poporul evreu s-a reîntors acasă în 1948 și s-au reformat ca stat prin suportul Organizației Națiunilor Unite, suportul Marii Britanii, Statelor Unite ale Americii, atunci mișcarea aceasta arabă a început să facă primele contestații. În fapt, inclusiv Iordania de astăzi, este Iordania de astăzi, de aceea se și numește Iordania, la început s-a numit Pan-Iordania, pentru cei care vreți să vedeți istorie, este tot un stat format în perioada aceasta de după al doilea război mondial, din nefericire la directivele primului ministru de atunci al Marii Britaniei, Winston Churchill, care la contestația familiei regelui Hussein a decis micșorarea teritorială pe care o acordă Israelului și a spus Iordania să se întindă de la Iordan înspre răsărit. De aceea s-a numit interesant Pan-Iordania, adică dincolo de Iordan, și a rămas până în zilele noastre. Pe teritoriul Israelului de astăzi au rămas însă pâlcuri de arabi, care fuseseră, repet, împinși cu forța de către statele arabe ca să preîntâmpine formarea acestui stat. Un stat care a avut ostilitate din încă prima zi. Puțin dintre voi știu că ceea ce s-a înfăptuit în mai 1948, a doua zi după înfăptuirea statului Israel, ei au intrat direct în război. Pentru că ostilitatea a fost din prima zi. Din partea unor popoare care și-au pus acolo o sumedenie de oameni fără validare istorică pentru respectivul teritoriu. Și mă opresc aici din acest punct de vedere, pentru că nu vreau să vă țin o lecție de istorie. Vreau să vă spun ce se întâmplă acum. În anul 1987 s-a format această mișcare Hamas. S-a format datorită faptului că undeva în nordul țării s-a mai format o formațiune. Tot de interes pentru noi, pentru că veți vedea, va intra în funcțiune în zilele următoare și ea se așteaptă, să știți, deschiderea unui al doilea front, nu doar în fâșia Gaza. Eu suspectez și alți strategi suspectează că, din nefericire, Palestina o să primească un soi de ajutor care a fost planificat dinainte și din partea Hezbollah. Hezbollah, așa cum o pronunță arabii, Hezbollah în ceea ce ne interesează pe noi, este tot o mișcare teroristă, fundamentalistă, care încearcă să lupte pentru palestinieni. Unii vor fi în fâșia Gaza în sud, un teritoriu extrem de mic, undeva la 41 de kilometri, 42 de kilometri lungime are această fâșiuță, e chiar pe coasta Mării Mediterane, undeva în sud-vestul Israelului.
41 de kilometri și un maximum 10 kilometri în lățime, în cel mai lat punct al său. Deși este dens populat, extrem de dens populat, e cam de mărimea unui oraș. Acum, a căzut prada acestei mișcări Hamas, care controlează oarecum ce se întâmplă acolo. Mișcarea Hamas, prin ea însăși, este oarecum incapabilă să producă armată, să producă armament. Ei au avut sprijinul iranienilor, pentru că aici am vrut să ajung, atât mișcarea Hamas, cât și mișcarea Hezbollah, sunt vârfuri de lance ale armatei iraniene. Și Teheranul înțelege foarte bine ce spun eu acum. Pentru că ei i-au antrenat, ei îi finanțează, ei le oferă armament, ei le oferă strategie militară. Din nefericire, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite ale Americii au oferit Palestinei ajutor financiar exorbitant, în jur de, cred că aproape un miliard pe an. Dacă mi-aduc eu bine aminte, aproape un miliard pe an. Fac o paranteză aici și îl felicit pe domnul europarlamentar Cristian Terheș. Dacă vă aduceți aminte, am avut o discuție cu domnia sa, chiar aici, la tine, în emisiune, Ciprian, acum, cred, 3 săptămâni în urmă, dacă mi-aduc bine aminte. Într-una din discuțiile pe care noi le-am avut-o, ne-am gândit cum să ajutăm această relație română-israeliană și dânsul, să știi, chiar s-a deplasat. A fost singurul demnitar român care s-a deplasat în Israel pentru a face ceva. L-am felicitat și să știi că mi-a atras admirația, pentru că este singurul care a mers la fața locului și a încercat să facă ceva. Și dacă vă aduceți aminte, domnul Terheș ne-a spus la momentul respectiv că a făcut toate diligențele necesare înaintea Uniunii Europene ca să suspende și să revizuiască ajutorul financiar care este distribuit Palestinei, tocmai pentru că ei finanțau publicarea de manuale școlare în care îi învățau efectiv pe copiii palestinieni cum să devină teroriști. Glorificau pe teroriști pe care îi considerau eroilor naționali, deși ei nu sunt o națiune, repet, sunt doar un moft. Este singurul stat din lume care nu are teritoriu. Țineți minte ce vă spun. Ei s-au creat ca un moft și au făcut guvern și ei se consideră acolo un stat cu conducători, dar n-au nici măcar un metru de pământ. Cu pararmată. De aceea sunt și e paramilitară această grupare, pentru că nu poți avea o armată, că nu ești stat. Tu ești doar un grup de oameni care... Gândiți-vă ca să mă înțelegeți, prieteni. Ce s-ar întâmpla? Știu că folosesc această comparație destul de des, dar o folosesc în cele mai bune intenții și cu respectul cuvenit. Mulțumiți lui Dumnezeu că în România secuii, maghiarii, sunt oameni. Și că în România voi puteți să conviețuiți în cele mai bune condiții, pentru că acești oameni înțeleg cum să conviețuiască. Sunt oameni educați, sunt oameni la locul lor. E, nu tot același lucru este acolo. Pentru că așa cum noi avem pe secui și pe maghiari, gândiți-vă că ei mâine își vor declara independență și se vor apuca să se lupte împotriva românilor și să îi împuște pe români pe stradă, ca să-și clameze și să proclame că Transilvania e a lor. Cum ați reacționa voi? E, asta se întâmplă acum acolo, în fâșia Gaza. Se va întâmpla din nefericire și în West Bank. Noi anticipăm că, din punct de vedere militar, vor începe astfel de atacuri, mai ales că la minaretele de chemare la rugăciune, musulmanii nu i-au mai chemat la rugăciune pe indivizii aceștia, ci i-au chemat să se înarmeze și să ducă să lupte împotriva israelienilor. Dezideratul lor, al Hamasului și veți vedea și al Hezbollahului, este acela de a recâștiga teritoriile israelite. Repet, din punct de vedere istoric, nimeni nu o să-i ajute, pentru că ei n-au avut niciodată drept la acele teritorii. Că poate vă întrebați și sunt mulți care încearcă să inducă în eroare opinia publică și să spună, domnule, de ce nu țineți partea și palestinilor? Pentru că ei n-au avut acel teritoriu în posesiune niciodată. Au fost pur și simplu niște oameni care au venit cu cortul și s-au așezat acolo lângă evrei ca să nu-l lase pe evrei să-și pună de facto casele unde li s-a dat dreptul să și le pună. Au venit abuziv și au venit cu forța. N-au fost acolo de mii de ani, cum încearcă să insinueze fel și fel de oameni care cred că știu istorie sau care cred că
dacă ne spun nouă că sunt de mii de ani, noi trebuie să-i postulăm pe ei ca fiind izvoarele istorice. Asta s-a întâmplat. Alaltăieri, ei au făcut un pas pe care îl mai făcuseră. Atentate, acțiuni violente. A fost însă o problematică mult mai complicată și mai complexă, pentru că s-a întâmplat, evident, sub tatonarea și atenta coordonare a Teheranului, sub atenta coordonare a iranienilor, care neagă cu obstinație și neagă cu obstinație în momentul acesta, pentru că la ora la care noi discutăm, cele mai puternice 6 nave de luptă ale Statelor Unite ale Americii se îndreaptă către Israel. Este unul dintre cele mai puternice portavioane ale lumii, el însuși capabil să înfrângă toată armata iraniană într-o manieră de minute, nu ore. Toate aceste arme, unul dintre cele mai puternice portavioane, așadar, dacă mi-aduc bine aminte, sunt 4 distrugătoare de cea mai mare putere și o fregată. Vă rog să mă corectați dacă cumva informația nu este de da, dar toate aceste lucruri sunt cumva o arătare a bățului de corecție asupra Teheranului și asupra Iranului și asupra celor care încearcă să își arate mușchii așa cum cred ei, și li se spune clar: dacă nu-i lăsați pe israeliți să-și caute dreptatea, să-și apere teritoriile și să retalieze pentru că au fost abuzați, o să intervenim noi. Și credeți-mă, armamentul pe care l-au trimis în momentul acesta cei din Statele Unite către Israel este capabil să înfrângă ei, prin acele arme, tot ce înseamnă Iran și tot ce înseamnă armatele acestea de acolo. Este extrem de puternic. De ce au făcut lucrul acesta? E bine, pentru că Statele Unite au înțeles că acolo se află un butoi cu pulbere atomică care este capabil să explodeze oricând. Comparativ cu ceea ce se întâmplă în Ucraina, că poate mulți dintre voi întrebați de ce până acum americanii nu s-au implicat atât de adânc, este că în acest război cinic al Rusiei împotriva Ucrainei, rușii, comparativ cu țările arabe, știu când să facă pasul înapoi în relație cu Occidentul. Știu când să stea în banca lor, pentru că au interese economice, au interese politice, au interese strategice, inclusiv cu Europa, inclusiv cu, și ați văzut, ei încă livrează gaze, încă. Când vine însă vorba despre Statele Arabe, acolo istoria ne-a spus că pot exploda mult mai repede lucrurile și ei abia după aceea se gândesc la ceea ce au făcut. Adică poți escaladeze într-o zi, într-atât de violent, încât să ne trezim cu toții de la o secundă la alta în al treilea război mondial. De ce îmi permit să spun al treilea război mondial? Pentru că implicațiile sunt majore. Iranul este acum aproape capacitat nuclear, pentru că Iranul susține în momentul acesta Rusia, oferă armament Rusiei, pentru că Rusia oferă tehnologie nucleară Iranului, pentru că Iranul este în conexiune directă cu Coreea de Nord și China, pentru că China are tot interesul să mențină un conflict aici ca să stea departe și să-și lingă rănile din punct de vedere economic, ca să-și recreeze imperiul său. Prieteni, acolo este o încrengătură care, din nefericire, va duce nu la ceva bun, ci la ceva care ar trebui să ne dea frisoane. Întrebarea este, am fost noi avertizați? E bine, am fost avertizați, că exact lucrul acesta se va întâmpla. Și dacă vă aduceți aminte, cred că de vreo 3 ani încoace, noi vă tot avertizăm aici, și la Genesis, și la Vocea Creștinilor, cu privire la dezvoltarea acestor fronturi. Ba chiar când am spus că, vă aduceți aminte, a fost conferința celor 75 de ani de sărbătoare a statului Israel, a fost la Genesis, pe data de 14 mai. Noi am spus atunci, chiar la tine în emisiune, că până la sfârșitul anului va începe un război și că acest război va fi pe axa Israel-Iran. Mulți au crezut că vorbim doar ca să ne dăm un spectacol. Sper ca acei oameni măcar acum să înțeleagă că nu pierdem timpul să vorbim lucruri ca să ne dăm un spectacol. Și să-și pună semne de întrebare dacă nu cumva ar trebui să se
întoarcă către Dumnezeu, pentru că, într-adevăr, că ne place sau nu ne place, că acceptăm sau nu acceptăm, Domnul Iisus Hristos vine. Prieteni, ne aflăm în cea mai periculoasă și, aș spune, potențial destructivă pentru întreaga lume perioadă. Este de 10 ori mai destructivă decât ceea ce se întâmplă între Rusia și Ucraina, cu toată simpatia și respectul pentru eforturile considerabile pe care le face Ucraina și pierderile enorme care au fost acolo și de o parte și de cealaltă. Să știți că din punctul de vedere al conflictului în zona aceasta fierbinte a Orientului Mijlociu, ele pot escalada peste noapte și pot cuprinde toată lumea. Toată lumea. Pentru că v-am spus, țările arabe, țările musulmane mai ales, sunt extrem de reactive, extrem de reactive. Cu alte cuvinte, te pocnesc, te pun la pământ și abia după aceea încep să gândească și ei ce au făcut și care vor fi consecințele retalierii celui care a fost doborât la pământ pe nedrept. Pentru că iată, se strânge lațul. M-am bucurat să aud aseară, imediat după ce am terminat predica, am primit un comunicat în zona noastră de aici, că inclusiv domnul prim-ministru Rishi Sunak a simpatizat nu doar la nivel personal cu Israelul, ci în cel mai, aș spune, cea mai musulmanizată capitală a lumii, vorbesc aici de Londra, el a avut curajul să spună că toate instituțiile guvernamentale să arboreze steagul Israelului. Aseară, toată noaptea, reședința primului ministru, reședința oficială, Number 10, cabinetul Number 10, istorică, deja știută, a fost proiectat steagul Israelului. Ceea ce vă dați seama că am fierbântat mișcările arabe, mișcările palestiniene, pentru că aici s-au făcut meetinguri în ziua de ieri. Oamenii se bucurau, sărbătoreau atacurile împotriva Israelului. E, uite că în țara aceasta avem și oameni guvernanți care au spus că vor sprijini necondiționat Israelul și vor condamna până la desăvârșire terorismul. De aceea se așteaptă ca în Israel, în zilele următoare, să vedeți pur și simplu o nivelare a fâșiei Gaza. Bloc cu bloc o vor șterge de pe fața pământului. De ce? Pentru că citez acum ceea ce a spus domnul prim-ministru, excelența sa, Benjamin Netanyahu. A fost suficient 75 de ani de diplomație, în care s-a dovedit că deja la a patra generație, a treia, a patra generație, palestinienii și arabii, musulmani din zona respectivă, cu toate eforturile educaționale, cu toate eforturile de ajutor, au primit gaz pe gratis, au primit curent, au primit mâncare. Ei nu doar că nu s-au educat în spiritul democrației, ci produc terorism. Acești oameni în acele coclauri nu fac altceva decât să producă copii pe care să-i transforme în teroriști. Acei copilași nevinovați pe care voi îi vedeți, nu vreau să priviți nesentimental la ceea ce spun, ci să încercați să vedeți crudul adevăr, acei copilași sunt antrenați din frage de pruncie, așa simpatici cum îi vedeți voi, sunt antrenați să-ți ia gâtul. Ascultați-mă ce vă spun, știu că este o expresie dură. Fără să clipească, fără să aibă remușcări, fără să intereseze de tine și de durerea familiei tale, fără să intereseze de democrație. Prieteni, ar trebui să vă gândiți de două ori înainte să simpatizați cu teroriștii. Că am auzit foarte mulți oameni care spuneau că trebuie să ne rugăm pentru Palestina, că sunt și ei oameni. Prieteni, 73 de ani, Palestina nu s-a clintit din loc înspre democrație, ci din contră s-a înrăit și mai tare, s-a antrenat și mai tare și iată, vedeți acum dovada. Aproape 1000 de morți din partea israelilor, 250 dintre ei omorâți într-o singură clipă. S-au dus la un concert, i-au înconjurat pe toți și au tras în ei ca în câini. 250 dintr-o dată. Arătați-mi și mie în ce stat civilizat sau când ați auzit de Israel să facă așa ceva, să se ducă și să măcelărească pe alții. Astfel de lucruri n-ar trebui să ne sensibilizeze în direcția de a proteja terorismul, pentru că mi-aș pune foarte multe semne de întrebare cu privire la voi dacă cumva sunteți cu mintea întreagă gândind cum să-i protejăm pe teroriști. Acești oameni trebuie izolați și pur și simplu libertatea lor trebuie să fie dintr-o dată anulată, pentru că produc iată, bombe cu efect întârziat. Nimic nu s-a schimbat.
întotdeauna au făcut exact același lucru și îmi pare rău că vă spun, dar orice câine veți lua și îl veți antrena de mic, de când s-a născut, să fie, să sfâșie și să fărâme, oricât de mult veți încerca să-l mai schimbați când va crește, el va sfâșia și va distruge. De aceea, cred că s-a cam terminat, și astea sunt vorbele domnului prim-ministru, s-a terminat cu libertățile, astăzi li s-a tăiat electricitatea, gazul, hrana, vor fi practic strânși într-o menghină, acolo este cea mai mare desfășurare de forțe armate, în jur de 300.000 de militari au fost deja chemați din rezervă, îi vor căuta și în gaură de șarpe. Și Palestina, vă spun de pe acum, își va pierde toate libertățile. Ei fie se vor duce în țările lor arabe, de unde au fost trimiși acolo, ca să pretindă că e teritoriul lor, fie vor trebui să stea, practic, încorsetați, să nu mai aibă niciun drept de opinie, nicio libertate. De ce? Pentru că timp de 73 de ani s-au dat aceste drepturi, pe care le-au încălcat flagrant în mod repetat și pe care, iată, Israelul le-a plătit și le-a plătit și le-a plătit pentru că a vrut să fie mereu un stat civilizat și și-a dorit bunătate în loc de retaliere și represalii. Cred că înțelegeți acum de ce le-a ajuns și lor cuțitul la os și de ce își apără teritoriile. Când veți privi către ei, încercați să priviți și voi prin prisma voastră. Ce ați face voi dacă mâine secuii ar începe să vă omoare pe toți? Slavă Domnului că nu vor face asta niciodată. Ce ați face voi dacă ungurii ar începe să vă omoare pe toți? Slavă Domnului că ei sunt oameni cu cap și nu fac ce fac acești arabi. De aceea vă spun, prieteni, ce se întâmplă acum are o șansă de escaladare enormă. Enormă. Și închei transmițându-vă că este bine când încercați să dați sfaturi din acestea sentimentale și trecute prin filtrul unei supra-spiritualizări, trebuie să iubim și pe ei, trebuie să facem, au fost suficient de iubiți, n-au înțeles, acum vor trebui și corectați și corijați. Pentru că un copil pe care îl ai, nu poți să nu-l disciplinezi. Mă înțelegeți voi ce vă spun? Când el greșește, va trebui, chiar dacă te doare pe tine ca părinte, să-l și disciplinezi, pentru că altfel nu învață. Și iată ce au făcut acești oameni. 75 de ani nu s-au învățat minte, ba din contra, au devenit din răi, din răi, în mai răi, în mai răi. Ceea ce s-a asistat că s-a întâmplat sâmbătă, într-una dintre, ironic, sărbătorile care ne aminteau 50 de ani de la războiul Yom Kippur. Da, un război de 2 săptămâni în care a fost exact ca acum. Israelul a luat surpriză. Un atac surpriză. Ei l-au planificat cu sânge rece împreună cu prietenii lor iranieni. Nu uitați, Iranul a și spus, a declarat public, în momentul în care avem bomba atomică, ea are două destinații, Israel și America. Israel și America. Așadar, prieteni, deschideți ochii mari și pregătiți-vă, pentru că vremuri bune, din nefericire, nu ne așteaptă. Așa, în următoarele momentele, să intre cu noi și fratele pastor Daniel Stanger, care este pastor mesianic în Ierusalim, în Israel, în Nazaret mai exact. Totodată este și ghid turistic. Poate, cum ziceam, unii dintre dumneavoastră ați fost cu dânsul în vizitarea Israelului. Așa că, în câteva momente, frate Daniel, ne auziți? Ne auziți bine? Numai puțin, pentru că vă auzim foarte slab. Puteți vorbi mai tare? Da, pot să vorbesc mai tare. Acum se poate? E mai bine? E tot încet, numai puțin, să vedem cu transmisia. Ceva nu e. Acum vă rog să vorbiți? Acum se aude mai bine? E destul de încet. Se aude, Ciprian, eu aud. Se aude puțin cu zgomot de fond, dar se aude. Dar se aude bine sau se aude încet? La mine se aude destul de încet. Se aude bine, dar cu zgomot de fond. Bun. Frate Daniel, ce ne puteți spune despre starea care este acum în Israel? Sunteți în Nazaret, dar totuși știți mult mai multe de acolo, de la fața locului. Practic,
comunitatea evreiască, cum percepe acest război, început de război. Practic sunt 50 de ani de la războiul Yom Kippur, da, cum discutam și mai înainte cu fratele Florin, un atac surpriză asupra Israelului. Vorbim despre această pâșie Gaza. Cum se vede de acolo, din Israel? Bună seara tuturor și shalom! Mulțumesc pentru invitație. Într-adevăr, aici e, să spunem așa, e zona de conflict. Și noi suntem bine aici, deocamdată, în zona din nord, deci locuiesc în orașul Nazaret de Sus, care este înființat de către români evrei emigranți undeva în anul 1960. Și suntem la 150 de kilometri de granița cu Gaza, de fâșia Gaza, 87 de kilometri de granița cu Libanul. Pentru noi aici deocamdată este liniște, însă situația de aici nu este roz și nu e foarte bună, pentru că, exact așa cum se spunea mai devreme, a fost un atac surpriză. Da. Nu se aștepta nimeni, deși toți ne așteptam. Trăim pe un butoi de pulbere aici și totdeauna se poate întâmpla ceva. Am avut ieșiri de genul ăsta acum câteva luni, am avut ieșiri de genul ăsta acum un an, însă ce a fost acum a fost mai mult și mai mare decât ce se aștepta oricine și a venit prin surprindere, chiar și cu tactici noi pe care statul israelian nu le-a luat în considerare, adică spargerea zidului de protecție între zona israeliană și zona palestiniană, care au mai fost încercări de ieșire de acolo, dar acum cu buldozere să se spargă și să iasă sute de mii de teroriști de acolo, deci nu s-a întâmplat până acum, iar măcelul despre care vorbea și pastor Florin mai devreme, da, într-adevăr a avut loc, iar apoi nu s-a limitat totul la acest lucru, pentru că acești teroriști au intrat în chibuțuri, în satele de lângă fâșia Gaza, și acolo au fost zeci și sute de morți din chibuțuri, de la un singur chibuț sau sat, 40-50 de morți dintr-o dată, într-o singură zi, pentru că au intrat peste ei, i-au omorât copii, mame, bunici, toată familia. Sunt familii care au pierdut 7-8 oameni în aceeași zi, din același sat. Deci, într-adevăr, nu s-a văzut ceva de genul ăsta. Eu sunt aici de 17 ani, nici n-am auzit măcar chiar înainte, în războiul cu Liban din 2006, nu am auzit că a fost ceva de genul ăsta. Deci comunitatea israeliană acum este încă în parte îngrozită și așteaptă ca guvernul israelian să ia măsuri mai mari decât au fost luate până acum. Adică se așteaptă ca cei 300, aproape 80 de mii, în seara aceasta au mai fost luați astăzi încă 80 de mii de soldați, deci undeva la 380 de mii de soldați așteaptă intrarea în Gaza, majoritatea sunt în zona respectivă. Israel a spus că a bombardat mai multe obiective ale Hamasului decât a bombardat până acum în toți anii în care au fost conflicte și, într-adevăr, și premierul și ministrul apărării a spus că acest război cu Gaza este ultimul război cu Gaza. Chiar și acum aici unde sunt, nu cred că auziți, că am ieșit afară, n-am internet foarte bun în casă datorită faptului că toată lumea stă în fața televizorului și a computerului să ascultă ce se întâmplă. Chiar și aici se aud avioanele deasupra, nu suntem decât la 78 de kilometri de granița cu Libanul, însă și aici se pare că se va întâmpla ceva în scurt timp. Chiar astăzi a fost o spărtură în gardul de protecție din Liban și au fost câțiva teroriști care au intrat în zona Israelului și au fost câțiva morți și câțiva răniți. Însă deocamdată la atât se limitează aici în zona de nord. Dacă va fi mai mult, cum se presupune și cum se așteaptă, vom vedea. Ce ne puteți spune despre acest nou guvern de Uniune? Cum o salutați această schimbare la nivel de guvern? Păi eu cred că trebuia să se facă de mult această Uniune, să spunem așa, având în vedere că suntem într-o criză politică de ani de zile și guvernul actual nu a reușit să-și facă coaliția, abia a reușit să-și facă coaliția, mai ales ieri, alaltă, au fost atât de multe discuții în cabinet și în parlament și atâtea certuri, pentru că fiecare își menține poziția cu privire la Hamas, cu privire la Israel și uneori oamenii uită de ce e important, adică să stabilizeze situația în Israel. Deci eu cred că acțiunea de acum este binevenită și sperăm ca
să meargă în continuare, să nu fie ceva numai de scurtă durată și numai pentru perioada aceasta a conflictului. Frate Daniel, ce ne puteți spune despre această zonă, Fâșia Gaza? Cum s-a ajuns ca în Fâșia Gaza să locuiască doar palestinieni? Toți evreii au cam plecat de acolo, a rămas o zonă doar de palestinieni. Cândva au fost și evrei acolo. Da, da, așa este, au fost și evrei acolo. Acum trebuie să știm că zona Gaza este una dintre cele 5 cetăți filistene, Ashkelon, Ashdod, Gat, Ekron și Gaza. Iar ei sunt la ora actuală în aproximativ 386 de kilometri pătrați, atât are Fâșia Gaza, sunt în jur de 2 milioane de locuitori. Eu, când am venit în Israel, deja zona Gaza era sigilată și sub asediu, însă am auzit de la profesorii mei de la Facultatea de Turism și de la înaintașii mei că într-adevăr au locuit multe familii de evrei acolo în zona Gaza, da. Și erau foarte mulți evrei care mergeau să mănânce la prânz de șabat acolo. Deci era o situație foarte bună, însă de când Hamasul a preluat puterea, atunci lucrurile au degenerat. Și Hamasul, organizația aceasta sunită, care are la bază unul dintre stâlpii islamului, care este omorârea celor care nu sunt ca tine, atunci, bineînțeles că parte dintre evrei s-au retras singuri, guvernul a hotărât să fie pus sub asediu, să fie pusă sub asediu Gaza, iar evreii care au dorit să mai rămână au fost lângă Gaza așezați, de aceea Fâșia Gaza, când spunem asta, se referă și la câteva localități evreiești de lângă Gaza, care sunt înconjurate, bineînțeles, de ziduri de protecție, iar aceia se numesc sioniști, aceia sunt care nu au vrut să părăsească pământul și vor cu orice chip să spună asta e pământul nostru, rămânem aici până când chiar vom muri, dacă este cazul. Deci despre ei este vorba, ei au fost atacați, ei au fost afectați în perioada aceasta, sunt zeci de astfel de sate sau kibuțuri, cum se numesc aici în Israel, deci ei sunt israelieni lângă localitatea Gaza și Fâșia Gaza este fâșie palestiniană într-o parte, iar lângă, separați de un zid, este Fâșia Gaza partea israeliană. Credeți că statul Israel va anihila pe toată această mare grupare Hamas din zona Fâșia Gaza? Asta este dorința lor, să-și recupereze teritoriul odată scăpat din mâini cu fiecare guvern venit la putere? E greu de spus dacă Israelul are de gând să preia zona în întregime, dar ca să distrugă Hamasul, bănuiesc că asta este unul dintre lucrurile pe care vor să le facă, numai că legile internaționale și organizațiile, toate organizațiile, deci până acum nu au dat voie Israelul să facă lucrul ăsta. Cred că dacă era după Israel, făcea lucrul ăsta de mult. De altfel, dacă țineți minte, chiar Dumnezeu a spus poporului evreu ca să-i nimicească în întregime, ei n-au făcut-o și atunci a ieșit expresia vor fi ca un spin în coastă, lucru care se întâmplă și astăzi. Și Israelul cred că i-ar fi nimicit de mult. De altfel, trebuie să recunoaștem că între evrei și palestinieni a fost o râcă și o ură permanentă. Și acum, dacă mergi pe stradă să vorbești cu evrei de rând, îți vor spune același lucru, ei trebuie să moară. Deci chiar zilele acestea la canalele mass media de știri le-au luat interviu celor care le-au murit copiii sau care au fost răpiți, pentru că sunt în jur de 200 de oameni răpiți în zona Gaza la ora actuală, soldați, femei în vârstă, copii mici de 3-4 ani sunt răpiți și ei spuneau trebuie nimiciți cu orice chip. Acum Israelul vrea deocamdată să nimicească armamentul și clădirile Hamasului. Dacă se va merge până la distrugerea completă a celor 2 milioane de locuitori, este greu de spus, deși probabil că mulți dintre cei care locuiesc în Israel asta ar vrea să se întâmple. Bun, dar toți locuitorii palestinieni de acolo sunt atât de învrăjmășiți să distrugă sau să omoare evrei sau doar gruparea acei teroriști? Mă gândesc că nu oraș întreg sau o zonă întreagă își dorește ca Israelul să fie omorât. Deci eu am prietenii care au prieteni în zona Gaza și care întotdeauna când au fost probleme i-au sunat, iar eu eram lângă ei când îi sunau și întrebau ce face și să salutau în ebraică, vorbeau în limba ebraică. Nu cred că toți sunt
sub organizația Hamas de acolo, au fost luate chiar interviuri și oameni care au venit de acolo, care au reușit să fie refugiați în Israel și care au spus că organizația Hamas îi terorizează, dar că ei sunt un procent acolo în zona Gaza. Deci eu, de părerea mea și a multora, este că nu toți sunt din organizația Hamas și nu toți vor distrugerea Israelului, deși, dacă stăm să ne gândim, cred că, de exemplu, să dau un exemplu, eu sunt ghid turistic și eu intru cu grupurile mele în Betlehem, intru cu grupurile mele în Ierihon și sunt salutat de toți, toți mă îmbrățișează când mă duc acolo, însă nu știu dacă în timpul războiului, dacă mă voi duce acolo, cum mă vor saluta oamenii ăștia, pentru că eu le aduc business și le duc oameni care cumpără de la ei, care stau în hotelurile lor, însă dacă va fi un război, ce vor spune ei despre mine sau cum mă vor trata? Mă vor apăra sau mă vor lichida? E greu de spus. Bună, până la urmă. Da. Și o ultimă întrebare, frate Florin, te rog să pregătești și tu întrebări. Toată problema sau sămânța de discord este și moschea Al-Aqsa? Păi asta este cel mai controversat loc de pe fața Pământului. Pentru cei care urmăriți probabil știrile din Israel, noi difuzăm des video de acolo când merge cu turiștii noștri și nu odată s-a aruncat cu pietre în evrei, nu odată au fost probleme acolo la moschee Al-Aqsa, pentru că e un punct controversial unde evrei vor să construiască templu, unde musulmanii consideră că este al treilea loc sfânt pentru ei. E cel mai controversat loc de pe fața Pământului, de altfel singur loc din Ierusalim care nu aparține de Israel. Deci asta este unul dintre locurile care sunt cerute și controversate și cred că mai mult cât un loc anume e războiul spiritual care a ținut, ține și va ține, care nu se va termina niciodată. Nu e vorba neapărat de un teritoriu sau de altul, ci e vorba despre disputa între războiul sfânt, între cei sfinți și între cei nesfinți. Deci asta cred că e ceea ce se întâmplă și la ora actuală. Frate Florin, te rog. Te salut, frate pastor Daniel Stanger. Shalom, shalom. Prima mea întrebare este dacă voi sunteți în siguranță și familia este în regulă și dacă aveți tot ce trebuie acolo. Da, da, deci noi suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu, toată lumea ne întreabă, deci la noi nu sunt conflicte, deci eu am mers la serviciu astăzi, deși de mâine nu mai merg la serviciu pentru că nu mai sunt turiști deocamdată în țară. Avem tot ce ne trebuie, am fost în seara asta la cumpărături și era așa un bulzeală și toate rafturile goale, deci la un supermarket imens, lumea se pregătește pentru război și noi ne-am pregătit bunkerul și ne-am luat generator și multe alte lucruri, deci ne pregătim și noi dacă va fi cazul, dar suntem bine până acum, slavă Domnului, mulțumim celui de sus. Ne bucurăm să auzim cel puțin veștile acestea bune pentru moment, având în vedere tot ceea ce se întâmplă acolo. Vreau să știți că suntem alături de voi din toate punctele de vedere, nu doar în rugăciune, ci suntem cu ochii ațintiți și gata să creăm podurile acestea. Doar vreau să completez, Ciprian, la ceea ce pastorul Stander a zis mai devreme, și anume acei 2 milioane de oameni, deja e un pic de forfot în Europa, pentru că eu nu cred că armata israeliană sau domnul prim-ministru își pune în gând să omoare 2 milioane să creeze un nou holocaust. Cel mai probabil ei vor încerca să fugă de acolo și deja în Europa se pune această problemă, unde vor ajunge. Va fi bine pentru Israel într-un fel, pentru că scapă de ei. Corect. Da, ei se vor duce undeva. Frate Daniel, cum sunt frații noștri din biserică? Este o întrebare pe care vă adresez pentru că sunt foarte mulți oameni care sunt curioși dacă biserica merge bine acolo și cum sunt frații noștri, ca să știm cum să mijlocim și pentru ce să mijlocim. Da, referitor la această mai devreme, dacă ar putea să plece toți cei 2 milioane de acolo și să meargă în altă parte, ar fi benefic. Cel mai bun lucru s-ar întâmpla. Nu pentru alții, bănuiesc, dar pentru noi ar fi benefic.
Iar biserica, deci este bine, deci noi am fost la biserică de șabat acum ultima dată și a avut o altă conotație serviciul nostru divin de șabat, pentru că abia a început să escaladările și ne-am rugat mult, l-am lăudat pe Domnul așa fără programare dinainte, deci a fost o atmosferă mai deosebită. În zonele de sud, din Ierusalim în jos, înspre Berșeva, nu s-au putut ține adunări datorită conflictelor și datorită rachetelor. Iar ce să spunem, începând de șabatul ăsta, următorul șabat nu știi dacă ne vom mai putea aduna sau nu, că e în funcție de ce se va întâmpla nici la înmormântări acum. Da, nici la înmormântări acum, în zonele Ierusalim și în zonele acelea de sud, nu se dă voie mai mult de 15 persoane datorită faptului că oricând poate să vină o rachetă și oamenii nu vor putea să fugă. Toți tinerii noștri care au fost în armată și care sunt rezerviști au fost chemați, în proporție cred că de 90%. Ne rugăm pentru ei, unii sunt la granița de nord cu Libanul, alții sunt la granița de sud cu Gaza. Avem, de exemplu, băiatul unui din păstorii noștri din Ierusalim care e în Gaza de luni de zile, deci înainte de a escalada conflictul. Iar astăzi, pe rețelele noastre socializare, am fost anunțați că unul dintre rezerviștii mesianici a plecat în veșnicie astăzi. Avea 21 de ani și era din localitatea Ashdod și a fost omorât în timpul unei ambuscate. Deci, cred că trebuie să ne rugăm mult pentru protecție. Trebuie să ne rugăm pentru înțelepciune, pentru că avem nevoie de mare înțelepciune și de multă înțelepciune în perioada asta și mai ales am văzut că este spiritul ăsta de frică care intră în evrei care cred în Iisus acum și în creștinii de aici, pentru că nu știu câți dintre cei din România, din Anglia și în alte părți, dacă ar fi un astfel de conflict, ar mai rămâne liniștiți și nu s-ar speria. Deci e un duc de frică care e logic și e normal, dar trebuie să ne rugăm ca duhul ăsta de frică să nu pună stăpânire peste copiii Domnului și, într-adevăr, mor mulți oameni nevinovați, evrei, neevrei, care au nevoie de mântuire și cred că trebuie să ne rugăm pentru asta și pentru teroriști, bineînțeles, care să fie prinși. Încă sunt teroriști în Israel care încă luptă și sunt ascunși în anumite case, în chibusurile de lângă Gaza, deci trebuie să ne rugăm ca armata israeliană să îi prindă, să nu omoare mai mulți evrei. Care este starea de spirit din punct de vedere politic? Pentru că, iată, s-a obținut ceea ce nu se putuse obține fără război, și anume mișcarea de opoziție, cel puțin temporar, periodic, eu aș spera pentru totdeauna, a făcut cumva pasul acesta spre alianță cu guvernul actual, cu domnul prim-ministru Benjamin Netanyahu. Care este starea de spirit în țară, din punctul ăsta de vedere? Că au fost tensiuni mari în ultimele luni. Au fost tensiuni mari și chiar acum zilele acestea, deci guvernul a fost acuzat că nu a luat măsuri pentru siguranța cetățenilor, că trebuia să se știe de ce se va întâmpla și multe alte lucruri și cred că numai de frica cetățenilor s-a reușit această alianță. Acum oamenii și-au pierdut încrederea în guvern de mult, având în vedere, revin, a fost criză politică de ani de zile, când de la câteva alegeri la rând nu s-a reușit să se facă coaliția și încă un rând de alegeri și încă un rând de alegeri, milioane de dolari cheltuiți pe lucrul ăsta. Deci oamenii și-au pierdut încrederea în guvernul israelian și la ora actuală, deci dacă se va face, dacă se vor pune întrebări pe stradă, deci majoritatea, probabil că 50%, dacă nu mai mult, oameni ar spune nu mai avem încredere în guvernul israelian. Deci să vedem ce se va întâmpla acum cu guvernul acesta care a fost format, sau uniunea aceasta care a fost formată, poate că va da roade și ne rugăm pentru lucrul ăsta. Da. Și o încurajare de final, ținem aproape de voi și de asemenea de frații noștri, că sunt ferm convins că printre palestinieni sunt și frații noștri, oameni care s-au întors la Domnul Iisus Hristos și care înțeleg că ceea ce fac acești fundamentaliști islamici și vasta majoritate a palestinienilor nu este un lucru bun și nu le împărtășesc opinia. Mă refer aici la frații noștri de credință, palestinieni care cred în Domnul Iisus. Frate pastor Stanger, înainte să plecați, vreau să vă încurajez și să încurajați pe toți prietenii noștri din Israel
pe toți cei din congregația dumneavoastră. Iată, vă citesc din Ieremia 31, 35 la 37. Așa vorbește Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna și stelele să lumineze noaptea, care întărâtă marea și face valurile ei să urle. El al cărui nume este Domnul oștirilor. Dacă aceste legi vor înceta înaintea mea, atunci și neamul Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea mea. Așadar, câtă vreme luna va fi pe cer, câtă vreme soarele ne va lumina și stelele vor fi frumos aranjate pe bolta cerească, Dumnezeu va avea ochii țintă asupra Ierusalimului, asupra Israelului, asupra fiecărui suflet de evreu și este scris, dacă Domnul e cu noi, cine poate să fie împotriva noastră? Vă încurajăm, vă iubim, suntem lângă voi, ne rugăm pentru voi. Amin. Și suntem gata să vă oferim tot suportul necesar. Curaj și țineți aproape de Domnul Iisus. Mai este puțin și ne întâlnim cu toții. În slava Lui. Amin, amin. Mulțumim, mulțumim frumos. Mulțumim, frate pastor Daniel Stanger, pentru disponibilitatea că ați fost alături de noi. În perioada următoare vom mai apela să mai fiți împreună cu noi, poate la o conexiune mai bună, chiar și video, să intrați cu noi în următoarele zile și să ne țineți la curent cu ceea ce se întâmplă acolo. Ne rugăm pentru dumneavoastră și orice aveți nevoie, vă rugăm să apelați la noi, la comunitatea evanghelică din România, comunitatea neoprotestantă. Suntem și ne rugăm pentru dumneavoastră și întreaga comunitate evrei mesianici din Israel. Mulțumim, Domnul să vă binecuvânteze, o seară plăcută să aveți, transmite salutările noastre familie și Domnul cu voi. Amin, mulțumesc frumos, la fel. Am încheiat transmisia care am avut-o cu fratele păstor Daniel Stanger, care îl cunosc și personal, am fost în Israel anul trecut și personal l-am avut ca și ghid turistic. Îl recomand. Acum este o perioadă destul de grea pentru dânsii, pentru ghizii, pentru că nu pot să-și câștige pâinea, după cum a spus și dânsul, s-au oprit aceste trasee turistice pentru români, pentru cei care noi mergeam în Israel, s-au oprit pentru momentan s-au sistat și e destul de greu pentru ei ca și ghizi turiștici pentru că nu pot să mai câștige pâinea din munca aceasta. Ne rugăm pentru ei și totodată dacă aveți cunoștințe în Israel să-i ajutăm cu ce putem și din punct de vedere financiar, dacă o cer la timpul potrivit. Dumnezeu să fie cu ei și ne rugăm pentru Israel, pacea să fie cu ei. Frate Florin, aș vrea să mergem mai departe în discuția care vrem să o ducem, totodată luăm și întrebări care vin de la ascultătorii noștri în această seară. Ce am putea spune mai departe? Sunt câteva mesaje despre ce este profetic în tot acest război, dacă este ceva profetic. Chiar vinea un mesaj dacă în Țefania 2 înseamnă acest război care este acum. Oamenii spun, comunitatea Vocea Creștină își pune întrebarea, este ceva profetic în tot acest război care se află acum, care suntem băgați în el? Ciprian, dragul meu și voi, prea iubiți ascultători, înainte de toate, permiteți-mi să îl felicit pe pastorul Daniel Sanger pentru discursul său articulat și optimist. Să știți că nu e ușor. Nu e ușor. Sigur, nu. Când îți zboară rachetele pe deasupra capului și ești într-o zonă în care e război. E război și nu e un război purtat după legile războiului, să știți. Aici aș vrea, înainte să-ți răspund ție la întrebarea aceasta, aș vrea să sensibilizez toată opinia publică. Prieteni, războiul se poartă după legi ale războiului, foarte precise, foarte clare, foarte sigure. În război nu se iau ostatici, civili, în război nu se atinge nimeni de civili. Când ai însă un război împotriva terorismului, lucrurile sunt diferite. Pentru că acolo teroriștii n-au tată, n-au mamă, n-au Dumnezeu, chiar dacă ei clamează ca un Dumnezeu. Apreciez foarte mult, foarte mult candoarea și calmul acestui om al lui Dumnezeu, pastorul Stanger, care, iată, și-a păstrat cumpătul și ne-a vorbit pe înțelesul nostru al tuturor, deși v-am spus, nu cred că și-ar dori nimeni să fie într-o zonă ca aceea. Răspunzându-ți întrebării tale acum, Ciprian, și a ascultătorilor noștri, absolut tot ce se întâmplă are caracter profetic. Absolut tot ce se întâmplă în această lume, în fiecare zi, are caracter profetic, pentru că nouă ni s-a spus,
din cuvântul și prin cuvântul lui Dumnezeu că totul are caracter profetic. Dar vreau să păstrați totul în balanță, să puneți totul în cumpănă și să nu trăiți o viață de vânători de detalii. Mare atenție, pentru că sunt unii oameni care nu fac nimic altceva decât să-și transforme viața într-o stare conspiraționistă în care să vadă o conspirație de jur împrejurul lor. Desigur, ceea ce se întâmplă acum în Israel are greutate foarte mare în linia profetică. Vreau însă ca voi să nu căutați să înțelegeți lucrul acesta, pentru că vânați argumente. Eu mi-aș dori ca voi să înțelegeți lucrurile acestea profetice pentru că vreți să vă pocăiți cu adevărat, pentru că știți cât de aproape suntem de venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Nu de alta, dar este o facțiune printre creștini care asta fac. Se hrănesc din vise, din prorocii și din prorocie în prorocie, din vis în vis, ei ajung să nu mai facă fapte vrednice de pocăința lor, pentru că toată ziua stau să se hrănească din visele altora, din profețiile altora și ei nu mai trăiesc efectiv viața de credință. Prieteni, voi va trebui, vă spun lucrul acesta ca un disclaimer, să vă trăiți viața bine. Să nu vă opriți din a munci. Să nu vă opriți din a produce roade vrednice de pocăință la serviciile voastre. M-a întrebat cineva dacă să-și mai cumpere o casă. Bineînțeles. M-a întrebat cineva dacă să-și mai zbată cu serviciu. Dar bineînțeles. Domnul Iisus te vrea activ. Am vrut să fac lucrurile acestea sau mențiunile acestea pentru că sunt oameni care vânează linia profetică nu doar pentru a înțelege dacă vine Domnul Iisus Hristos, ci pur și simplu pentru că, din punct de vedere al atracției, orice profeție care se împlinește, orice element escatologic, este destul de fantastic și te atrage ca și informație. Acum, revenind, da, ceea ce se întâmplă acum este un precursor al invaziei lui Gog din Magog. Prieteni, voi nu vedeți că se strânge lațul? Și dacă noi suntem atât de neinspirați, cum de-am ajuns din aproape în aproape exact la concluziile acestea? Că noi, dacă mi-aduc bine aminte, discutăm de vreo 3 ani de zile aici, la Ciprian, la canalul aici, la Vocea Creștinilor și la Genesis, exact pas cu pas despre aceste lucruri. Ba chiar am avut îndrăzneala să vă spun că nu va trece anul 2023 până când nu va fi războiul acesta și mai ales veți vedea un atac împotriva Iranului. În perioada foarte, foarte, foarte imediat, foarte aproape de noi acum. Păi voi credeți că la întâmplare Statele Unite au trimis una dintre cele mai puternice aripi ale marinei lor militare. Asta e capabilă să înfrângă jumătate din Europa de una singură. Într-o manieră care să țină minute, nu ore, nu zile, nu luni. În minute. Așa de puternică e forța pe care o trimis-o acolo. Gândiți-vă că dacă noi avem la Deveselu o duzină de rachete, de capete din acesta interceptor pentru scutul antirachetă. Navele alea sunt pline. Au mai mult armament. Navele care sunt trimise acum acolo au mai mult armament de câteva ori decât găsiți voi la Deveselu. Doar în perimetrul lor, doar în propria instalație. Așadar, este un element profetic pentru că ne apropie de strângerea lațului împotriva Ierusalimului. Statele arabe se unesc împotrivă, vedeți acum. Este un atac fără precedent, prieteni. Atacuri teroriste au mai fost. De data aceasta nu mai este un atac terorist. De data aceasta este un război. Un război care se poartă cu amenințarea nu a pistolului la tâmplă, ci cu amenințarea armelor nucleare. Pentru că Teheranul, pentru că Iranul, pentru că statele acestea ultra-religioase din punct de vedere islamic, care au amenințat pe față, nu prin proxy, au amenințat pe față, că obiectivul lor principal ca și armată este să distrugă Israelul. Oamenii aceștia nu mai au în dotare puști cu baionetă, nu mai au în dotare pistoale cu apă. Au în dotare tehnologie nucleară pe care o livrează Rusia. Rusia în momentul acesta livrează Iranului tehnologie nucleară în schimbul dronelor, în schimbul obuzelor, în schimbul cartușelor, pentru că așa se fac tranzacțiile. De aceea vă spun, se strânge lațul împotriva Ierusalimului și dacă ești creștin, Și n-ai citit Ezechiel, află că este scris acolo inclusiv ariile din care vor veni aliații împotriva Israelului și mai ales împotriva Ierusalimului. Ba chiar ți se spune unde se vor duce luptele acelea. Cum înălțimile Golan, pe înălțimile Israelului vor fi pline de, acolo va cădea armata lui Gog, din Magog, care vine.
Prieteni, se întâmplă lucrurile sub ochii voștri. Îndrăznesc să vă spun, și vreau să fiți foarte atenți la ce spun acum, că ceea ce se întâmplă în Gaza este doar o vendetă. Ce se întâmplă în momentul acesta în Gaza este doar o vendetă. Ce este o vendetă? Este doar pentru distragerea atenției. Punctul forte al insistenței va veni prin West Bank, împotriva Ierusalimului și în înălțimile Golan. Pentru că acolo Hezbollah, care este de 10 de ori mai puternică decât Hamas, și au o cantitate într-atât de mare de armament și de rachete încât pot să copleșească sistemul din nefericire antirachete israelian. De aceea, din punctul acesta de vedere, Statele Unite au și trimis arme capabile să completeze scutul antirachetă al Israelului. Eu preconizez că aici va fi punctul forte. În West Bank, la Ierusalim, așadar, și în înălțimile Golan. Ceea ce vedeți acum la fâșia Gaza este doar o vendetă care să distragă atenția, să testeze reacția Israelului. O reacție care, îmi pare rău că trebuie să o spun, va trebui să fie extrem de tare, de dură, pentru că orice slăbiciune din punctul acesta de vedere va arăta câinilor de pradă unde să muște. Și când zic câini de pradă, mă refer aici la Statele Arabe. Este o linie profetică extraordinar de puternică. Ce vedeți acum este începutul sfârșitului, prieteni. Din asta nu se va mai termina. Declarația de stat în momentul acesta a Israelului este clară. Hamas poartă în momentul acesta ultima sa luptă. Deci, cu alte cuvinte, Israelul nu se oprește până nu îi șterge de pe fața pământului. Nu pe palestinieni, pe Hamas. Problema e că acum ați văzut, ei sunt cu scuturi umane, sunt cu copii în brațe. Așa e. Știți că ei trag în momentul acesta. Ca să vedeți ce oameni, ce lume perfidă. Sunt peste... Zonele din care ei trag cu rachete sunt zonele cele mai intens populate, sunt împânzite cu copii, cu mame, care sunt de bună voie acolo, nu-s captivi. Femeile alea stau acolo, copiii aia stau acolo, ca să nu cumva izraelienii să tragă și să le distrugă armamentul. Păi, eu vă întreb un lucru. Nu sunt aceste femei și acești copii arme prin ei înșiși? Îmi pare rău că sunt extrem de tranșant și de dur, dar eu v-am mai explicat. 75 de ani. Israel a încercat o linie diplomatică de educație, de mentorare a acestui popor, să-i ajute să înțeleagă că democrația e democrație, că nu e bine ce fac. Și ei s-au făcut din răi în mai răi. De aceea nu mai e nicio garanție că aceste popoare... Eu înțeleg, vedeți voi că am văzut și prin comentariile voastre că noi trebuie să ne rugăm pentru aproapele nostru. Prieteni, vă este ușor să spuneți lucrurile acestea demagogic de la mii de kilometri distanță. Îmi pare rău că vă spun, dar statistica României e clară. Dacă mâine ar începe un război în România, 3/4 din populația României vrea să plece. Ați auzit ce v-am spus? 3/4 vrea să plece. Armata română în momentul acesta a fost un documentar făcut de Recorder și este document pus. Armata română nu poate să mai angajeze oameni. Ba chiar își dau demisia din armată. Nu mai vor să lupte. Pentru că este o concepție generalizată și anume nu vrem să mai luptăm pentru un stat eșuat corupt. Pentru ce să-mi pierd eu viața, zicea cineva, ca să câștige niște parlamentari. Așa că eu vă rog să fiți foarte înțelepți în modul în care vă exprimați opiniile. Pentru că e ușor din fotoliile noastre de acasă să vorbim despre ceea ce se întâmplă la mii de kilometri distanță, acolo unde teroriștii au omorât mame, au omorât fii. Eu vreau ca voi să aveți raționamentul acela bun și înainte să apăsați tasta pe care să blamați ce se întâmplă în Israel, să vă gândiți cum ați reacționa voi dacă nevasta voastră ar fi violată de 10 astfel de monștri și apoi împușcată în cap. Că s-a întâmplat și s-a transmis live asta. 10 oameni au violat o femeie în fața soțului și a copiilor ei și apoi împușcată în cap, în fața soțului și a copiilor ei. S-a întâmplat în Israel. Cum ați reacționat dumneavoastră? Știu că e dur ceea ce vă spun acum și poate foarte grafic, dar uite, s-a întâmplat zilele acestea, alarte. Cum ar fi dacă copilul nostru ar fi la un concert și ar veni o fată de cetățenie dublă germano-israeliană, efectiv a fost separată de către logodnicul ei, împușcată și aruncată ca o cârpă într-un camion. Și mama ei a văzut lucrul acesta live.
Vă dați seama ce e în sufletul mamei ele. Așadar, când veți apăsa tasta aia să criticați pe evrei acum că retaliază, gândiți-vă că voi sunteți mama aia. Și copilul vostru era în camioneta aia, omorât de niște sălbatici. Și poate vă gândiți, da, dar nu sunt toți așa. Ei, gândiți-vă că sunt femei din acestea, acolo cu copiilor, care arată așa de nevinovați și care sunt acolo de bunăvoie și nesiliți de nimeni și protejează instalațiile de rachete ale Hamas. Și israelienii trebuie să aleagă. Tragem și distrugem instalațiile antirachete ale Hamas, dar prin asta vom omorâ și femei și copii? Sau îi lăsăm să ne omoare ei femeile și copiii noștri? Gândiți-vă voi ce ați face. Nu aud. Am să citesc un articol scris de libertatea.ro. Nu uitați, stimați ascultători, dacă sunteți pentru prima oară, abonați-vă la canalul Vocea Creștinilor. Doar apăsați butonul Abonează-te și apasă un like, pentru că emisiunile noastre vor merge mult mai departe. Vor auzi mult mai mulți despre Vocea Creștinilor. Te rog. Permitem să fac niște corecții, pentru că, uite, sunt oameni care încearcă oarecum să spună niște lucruri și nu știu dacă... Adică aș vrea să ne aducă lămuriri. Uite, este un frate care ne spune că aseară soldații israelieni nu mai vreau să lupte cu palestinieni. Eu nu știu de unde aveți această informație, pentru că e informație falsă. Ne puteți oferi o sursă și sper că sursa nu este un clip făcut în TikTok. Că acolo sunt mulți palestinieni care se dau drept evrei ca să descurajeze. Ne puteți oferi astfel de surse? Prieteni, aveți grijă ce scrieți. Aveți grijă, cu tot respectul care vi se cuvine. Eu cred că voi sunteți oameni înțelepți și deștepți. De unde vă luați informațiile acestea? Soldați israelieni care nu mai voiau să lupte cu palestinii. De unde aveți? Că este pur și simplu o anomalie. E o știre care, dacă asta e o știre, o aud de la dumneavoastră. Și eu cred că sunt foarte bine conectat în lumea aceasta israeliană. Și în Israel luptă și femeile, nu doar bărbații în armată. Da. Da, așa că vă rog, abțineți-vă în a distribui lucruri pe care le-ați luat de prin TikTok sau prin Facebook sau mai știu eu de pe unde. Eu cred că sunteți mai înțelepți de atât decât să propagați știri false. Eu cred că sunteți totuși oameni cu frică de Dumnezeu. Deci, cum ziceam despre această știre, de la orele 21 ne scrie libertatea.ro: Israel a ordonat asediu complet asupra fâșiei Gaza, iar Netanyahu declară că vor lovi cu forță enormă. Hamas amenință că va executa prizonierii dacă Israel continuă atacurile. Peste 1300 de morți de ambele părți. Conform armatei din Israel, gruparea Hamas continuă pentru a treia zi. Luptătorii palestinieni au lansat lanchete care au vizat mai multe orașe israeliene și aeroportul internațional Ben Gurion din Tel Aviv. La rândul său, Israel a atacat din nou luni armata, bombardând 2400 de ținte din Hamas în fâșia Gaza de la începutul ostilităților. La prânz, autoritățile israeliene au anunțat că au recăpătat controlul asupra comunităților de la graniță, dar că este posibil să mai existe câțiva teroriști în zonă. Totodată, Ministerul Apărării din Israel a ordonat un asediu complet asupra fâșiei Gaza. Ulterior, premierul Benjamin Netanyahu a afirmat că răspunsul Israelului va schimba Orientul Mijlociu, iar Hamas a anunțat că va exclude orice fel de negocieri, atâta timp cât ostilitățile vor continua. Un doctor de la un spital mare din Israel spune așa: când vii și vezi că ucid copiii, nicio ființă umană nu poate rezista fără să plângă, spune șeful cel mai mare spital din Israel, fără să nu plângă. Deci, când se văd copii acolo morți și uciși de aceste grupări, nu ai cum să nu fii sensibil și să nu plângi, chiar dacă nu ai copii. Cred că sunt știri care ne frământă și pe noi și simțim cu ei și aș vrea să continuăm să ne rugăm pentru Israel și pentru poporul Israel în continuare, ca Dumnezeu să aducă pace, Dumnezeu să dea biruință. Prieteni, ceea ce ne interesează pe noi, iată, am aici o știre care mi-a venit chiar în momentul acesta, și anume, da, e o decizie strategică pe care
Excelența sa, domnul Netanyahu, a luat-o acum. Este o decizie fără precedent în premieră, vă spun. El, împreună cu guvernul, au decis să continue atacurile asupra Gazei, chiar dacă viața celor care au fost răpiți se va pierde. Cu alte cuvinte, își asumă acest risc, toleranță zero împotriva terorismului, vor pur și simplu să-i radă de pe fața pământului. Prieteni, știu că este tulburător ceea ce auziți acum, dar pregătiți-vă, o spun cu toată responsabilitatea, suntem în pragul celui de-al treilea război mondial pe față, nu ceea ce a început în așa un război, al treilea război mondial care a început în manieră economică în Rusia. Pentru că acolo vor escalada lucrurile. Cel mai probabil în zilele și orele următoare veți vedea mișcarea Hezbollah cum va acționa împotriva Israelului. De aceea este important să ne pregătim sufletește, pentru că lucrurile vor escalada. Cel mai probabil Hezbollah, care este mult mai puternică decât Hamas, de 10 de ori mai puternic, are în dotare 10 de mii de rachete cu putere mult mai mare, sunt oameni antrenați, sunt oameni pregătiți și sunt mult mai feroce ca și luptători, cel mai probabil va ataca în nordul Israelului, dacă nu în orele următoare, probabil că mâine sau în zilele următoare. Nu cred că ne așteaptă vremuri bune. Stăm pe un butoi cu pulbere, pentru că v-am spus, din nefericire în ceea ce îi privește pe... Aveți în imagine, apropo, este un atac strategic de radere de pe fața pământului, practic, a oricărei cuib de comandament militar. Ăsta este stilul de luptă, practic, bloc cu bloc, așa cum v-am spus, vor fi demolate. Strategia militară nu se mai discută de la un punct înainte. Israelul va merge, practic, și metru cu metru va mătura, va peria acea fâșie care cel mai probabil va fi terminată. Este o declarație foarte fermă a domnului prim-ministru, și anume este ultimul război, este ultima luptă, este ultimul conflict cu Hamas. Problematica este că Hamas nu e o... Voi trebuie să înțelegeți, nu este doar o grupare de rebeli, de oameni fără minte în cap. Ei sunt portavocea pe care o ține Teheranul în mână, pe care o ține Iranul în mână. Nu la întâmplare, repet, Statele Unite au trimis masiv armata acolo, ca nu cumva Teheranul să riposteze. Problematica este că Iranul este mâna dreaptă a Rusiei în momentul acesta. Înțelegeți voi? Și ei au armament specific din Rusia. Rusia a avut o diplomație, din punctul meu de vedere, destul de pregătită. Nu știu dacă noi, restul lumii, avem diplomația aceasta, pentru că ei știu cum să-și joace cărțile. Asta este marea problemă a Occidentului. Rușii știu cum să-și joace cărțile. Nu vor trage, ei nu vor ataca atomic prin ei înșiși, ci se vor folosi de tot felul de naivi, cum este Teheranul, cum este Coreea și așa mai departe. Îi înarmează pe ăștia și prin mâna lor vor strica Occidentul, prin mâna lor vor strica Orientul Mijlociu. Tare mi-e teamă că trăim într-un coșmar care începe să devină din ce în ce mai negru. Și dacă în zilele următoare veți vedea Hezbollah ca atacă, să știți că a mai pășit cu amândouă picioarele aproape în conflict. Aș vrea să luăm în continuare câteva întrebări care vin de la ascultători, numai puțin. Sunt extrem de multe, sperăm să luăm cât mai multe, dar nu o să avem oricum timp. Ce se va întâmpla cu Gaza, ceea ce scrie în Țefania 2 de la 4 la 7, o întrebare care vine de la Viorica Tibu. Va fi ștearsă de pe fața pământului. Sabin Ioan, în cartea Daniel, capitolul 12, spune că puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. La ce se referă, la poporul Israel sau la biserică? Nu, este vorba despre poporul Israel, pentru că dacă vă uitați atent, repetăm numele, te rog, al fratelui? Sabin Ioan Cosmi. Sabin. Fratele Sabin. Frate Sabin, ascultați ce vă spun. În vremea aceea se va scula marele voievod, ocrotitorul copiilor poporului tău. Cine era poporul lui Daniel? Poporul lui Daniel era Israel. Căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până în vremea aceasta, dar în vremea aceea poporul tău, adică Israel, va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Strâmtorarea aceasta va veni peste Israel,
nu peste biserică, peste Israel, dar nu este încă pregătită. Ceea ce vorbește Daniel capitolul 12 este în timpul necazului cel mare. Prieteni, nu acesta este necazul cel mare pe care voi îl vedeți. Am spus-o, o spun acum și o voi mai spune. Invazia lui Gog din Magog este un precursor al anticristului. Ce înseamnă precursor? Că el va veni și anticrist va apărea după aceea. Gog va intra în lume, va crea haos, va crea deruta aceea în Orientul Mijlociu. Mă bucur că văd lucrul acesta. Iată, Parisul este pro-Israel. Da. Este steagul Israelului proiectat pe Le Tour Eiffel, turnul Eiffel din Paris. Dumnezeu să-i binecuvânteze, să binecuvânteze Franța și să-i binecuvânteze pe francezi. Mulțumim din suflet pentru că ei simpatizează cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Mulțumim pentru că ei simpatizează cu Dumnezeu. Orice creștin ar trebui să spună asta. Mulțumim, Doamne, mulțumim poporului francez pentru că simpatizați cu Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, pe care și voi îl aveți, să știți. Și voi credeți în el. Nu uitați, prieteni, am spus-o aseară și vă mai spun încă o dată. Poporul român este un popor într-atât de înfrățit cu poporul Israel, încât nici nu vă așteptați. Medicul personal al domnului Benjamin Netanyahu vorbește românește, a crescut în România. Foarte mulți de acolo vorbesc românește. Imnul de stat al Israelului, Hatikva, este scris în 1887 de către Naftali Herz Imber la Iași. 10 ani mai târziu, în 1878 a fost scris imnul, în 1888 de data aceasta a fost scrisă muzica lui, și anume de către Shmuel Cohen, care a fost crescut pe teritoriul României. Melodia aceasta pe care voi o vedeți acolo era cântată pe teritoriul României, dacă mi-aduc eu bine aminte, în folclorul românesc, se numea Carul cu Boi, ceea ce este melodia imnului de stat, Hatikva. Bine, melodia nu e compusă de români, ea datează de prin 1600, de undeva din Italia, dar se cânta la scară largă în România prin Carul cu Boi și el a pus-o în imnul de stat. Deci e o conexiune fantastică. Imnul de stat al Israelului este scris de un evreu român. Muzica este scrisă de un evreu român pentru că s-a născut în România. Așa că suntem conectați unii cu alții. Suntem conectați unii cu alții. Iubiți poporul evreu. Aș vrea în continuare să mai răspundem la întrebări care vin de la Luminița Dumitru, pace frate Florin, în urma acestui război se poate ridica anticrist? Mulțumesc pentru răspuns. Da. Așa cum v-am spus, anticrist va trebui să vină într-o vreme de conflict major, pentru că semnul prin care el va câștiga lumea și va intra în lume este că va face un tratat de pace cu Israel. Asta înseamnă că Israel va fi în război când va fi făcut acest tratat de pace. Asta înseamnă că Israel va fi într-un război cu tentă religioasă, pentru că pacea aceasta va schimba vremurile și legile, cu alte cuvinte vor fi adoptate noi structuri ale calendarelor, ale istoriei și ale legii mozaice. Acest anticrist va reuși de asemenea să convingă pe musulmani să-i lase pe evrei să pună templul pe muntele templului. Acolo unde este poziționat în momentul acesta Domul Stâncii, acea clădire cu acel acoperiș ca cea cupolă aurită, și undeva mai jos, la 100 de metri mai jos, așa aproximativ 100 de metri, este Al-Aqsa. Deci, cu alte cuvinte, acest anticrist va reuși să îi convingă să-și pună acolo templu. Ceea ce înseamnă că el va veni într-o perioadă de criză, va fi fost un război al lui Gog din Magog care va răvăși toată lumea. În acest război sunt dați chiar toți aliații care în Biblie, Ezechiel 36 la 39, vedeți acolo, de la nașterea lui Israel până la războiul lui Gog din Magog, modul în care Dumnezeu, ca pe un animal care are un cârlig între fălci, îl aduce, îl trage cu forța pe Gog să lupte împotriva lui Israel ca să se împlinească lucrurile. Veți vedea acolo cum aliații vor lupta pentru Israel și cum Dumnezeu însuși îi va birui pe toți aceștia, dar Anticrist va veni și se va instala și el. Cu alte cuvinte, suntem chiar în momentele în care se pregătește așa ceva. Poate că voi ați mai spune, Doamne, dar război au mai fost, că a fost și
de Yom Kippur, războiul de două săptămâni, a fost și tot în război au fost și atacuri teroriste. Ascultați-mă ce vă spun. Ce vedeți acum n-a mai fost niciodată. La scara la care o vedeți acum n-a mai fost niciodată. Acum este un război în toată regula în care atacurile vor fi de o factură enorm de mare. Iată, aveți imagini care vă arată de fapt dezastru care se întâmplă acolo. Da, bine. Destul de greu de înțeles pentru noi care suntem aici într-o țară pe pace, chiar dacă la granițe este război. Aș vrea în continuare, luăm întrebările voastre, ce facem noi acum, ce ar trebui să facem, scrie Valerica Pintilei. Tot ceea ce trebuie să facem în momentele acestea este să ne rugăm, să strângem rândurile. În primul rând trebuie să fim aproape de Domnul Iisus Hristos, să avem o viață etică, morală, ca asta înseamnă viață de credință, o viață de rugăciune și de părtășie unii cu alții. Să fim alături unii de alții și alături de poporul israelian. Frați români, este fundamental să fiți alături de evrei, să fiți simpatizanți cu evreii și, dacă îmi permiteți, nu o luați ca pe o sforțare, ar trebui să gândiți atent la modul în care îi simpatizați în numele hiperspiritualizării pe teroriști. Discursuri de genul acesta, să iubim și pe ei. Prieteni, noi trebuie să iubim pe poporul lui Dumnezeu. Este scris, este poruncă în Biblie. Toți aceia care te vor iubi vor fi binecuvântați, toți aceia care te vor binecuvânta, așadar vor fi binecuvântați, toți aceia care te vor blestema, vor fi blestemați. Dacă iubiți pe palestinieni, mergeți acolo și educați-i, să nu mai dea cu rachete. Dacă iubiți pe palestinieni, mergeți acolo și arătați-le ce înseamnă să fie credința. Nu țineți discursuri demagogice din fotoliu. Și atunci veți vedea că lucrurile se schimbă și nu va fi chiar atât de ușor. O întrebare am și eu, frate Florin, legat de Rusia. Interesant, scrie mai multe publicații că Rusia și Vladimir Putin este principalul beneficiar acestui mediatic al conflictului din Israel și poate profita pentru a lansa atacuri sângeroase asupra Ucrainei, spune directorul Centrului Euroatlantic pentru Reziliență, Ovidiu Raiețchi, pentru Europa Liberă, un interviu acordat. Deci ar putea beneficia acum Rusia să își găsească un motiv. Da, dacă uitați, nu numai noi, fac și alții războaie, ce așa de greu de înțeles să ne luăm înapoi ceea ce este al nostru. Să știți că Rusia are un discurs pro-Palestina și va avea acest discurs pro-Palestina care încearcă să... Pe o țară creștină până la urmă. Deși este o țară creștină, pe ei interesează să-și legitimizeze războiul lor terorist împotriva Ucrainei. Rusia este interesată în momentul acesta să lucreze în mod direct și prin proxy, inclusiv în guvernul, în Parlamentul, nu în Guvernul României. În Parlamentul României ați văzut că sunt tot felul de, să spunem, parlamentari care au un discurs pro-rus și care încearcă să valideze cumva tot felul de gogomanii de genul acesta. Pentru că ei vor încerca să-și valideze războiul lor criminal și terorist împotriva Ucrainei. Și o vor face spunând că palestinienii sunt ocupați de israelieni și așa cum Israel are dreptul cum Palestina are dreptul la terenuri și este abuzată de către abuzatori, de către Israel, așa și ei au dreptul să își ia înapoi teritoriile de la abuzatorul Ucraina. Ei consideră că Ucraina este abuzatorul care le ocupă teritoriile lor. De aceea și războiul acesta pe care îl vedeți în Ucraina poartă hramul eliberării de sub nazism, dacă vă vine să credeți. Eliberării de sub tutela aceasta inventată de ei. Sunt într-adevăr mari beneficiari Rusia și ei au știut foarte bine, nu la întâmplare ți-am spus mai devreme, Ciprian, despre războiurile purtate prin proxy. Ce înseamnă război purtat prin proxy? Înseamnă că tu, ca să-ți ușurezi presiunea politică și strategică militară din partea combatanților tăi împotriva ta, mai creezi un război, mai creezi un foc undeva mai departe, astfel încât ceilalți să fie distrași, pentru că, din câte vezi, Statele Unite ale Americii vor trebui, că vor, că nu vor, să-și mute acum atenția către butoiul cu pulbere al lumii, către Orientul Mijlociu, pentru că dacă dinspre Rusia și Ucraina, aș putea spune că războiul ăsta este oarecum conținut și rămas îngrădit între granițele lor. Ceea ce se întâmplă, repet, v-am spus mai devreme, în Orientul Mijlociu are potențialul să se răspundească într-o secundă
peste tot în lume. Pentru că toți sunt interconectați. Valuri de atacuri teroriste peste tot în lume, din Londra până în Paris și până în toate capitalele lumii. Apoi gândiți-vă că Rusia este interconectată cu Iranul, Iranul este interconectat cu ceilalți de jur împrejur. Toate astea, dacă acolo în momentul ăsta erupe vulcanul în Israel, toți vor sări la bătaie. Și bineînțeles că beneficiarul este Rusia, pentru că Rusia în momentul ăsta este lăsată în umbră, să-și vadă de atacurile sale criminale și teroriste împotriva Ucrainei. Mă bucur însă de un aspect. Mă bucur că Europa începe să se trezească. Astăzi, Parlamentul European a luat act și a suspendat toate plățile care se făceau pentru ajutorarea Palestinei. Plătea Europa 1 miliard de euro anual. 1 miliard! Poate și mai bine de atât. Și ei au sistat acestea pentru că și-au dat seama că se finanța terorismul. Statele Unite ale Americii plăteau o sumedenie de bani acolo ca să-i încurajeze și-au dat seama acum că ceea ce ei le trimiteau pentru a-și face cărți și educație se duceau în armament și în vrute și nevrute. Prieteni, eu știu că ce priviți acolo par simpatice imaginea aceea cu copilași ținuți în brațe de mame. Să știți că fotografiile fac cât 1000 de cuvinte și lucrul ăsta l-au învățat și teroriștii. Să trimită poze cu care să ne emoționeze inimile, poze lacrimogene. Dar să știți că cei pe care îi țin în brațe s-ar putea să fie cu un cuțitaș, cu un briceag în mâna cealaltă pe care voi nu o vedeți și să vă ia gâtul când nu vă așteptați. V-am spus, în momentul acesta armata israeliană este pusă într-o dilemă. Să tragă și să distrugă instalațiile de rachete care, culmea, sunt protejate de copii și de mamele lor, de bună voie și nesiliți de nimeni, stau acolo și protejează. Înțelegeți voi? Încă o dată, dacă sunt frații de-ai noștri evrei din Israel de limbă română care vorbesc românește sau români care sunt acolo stabiliți, am vrea foarte mult să luăm legătura cu dânsii, cu voi, la numărul de telefon +40, codul de țară 0728120020. Scrieți-ne un mesaj aici pe numărul de redacție și noi să vă sunăm înapoi. Ne-am dorit foarte mult, așa cum am făcut-o și cu pastorul Daniel Stanger, aș vrea să facem și cu dumneavoastră, de asemenea să vă sunăm și să ne spuneți situația de acolo, cum stau lucrurile acolo, cum vedeți voi acolo războiul din Israel. Așa că așteptăm, dacă sunteți, vă rugăm să ne scrieți și noi o să vă sunăm în direct aici. Luăm în continuare mesaje primite de la dumneavoastră comunitate Vocea Creștinilor. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru doar printr-o apăsare, abonează-te și apreciază, dă un like. Mă miră faptul că suntem într-un număr așa de mare și aprecierile sunt foarte puține. Orică nu vă place de noi, orică doar ne ascultați și doar atâta. Practic nu vreți să fiți parte cu noi. Aș dori, dacă vă rugăm frumos personal să faceți acest lucru, pentru că emisiunea va merge într-un ritm foarte mare în căutările Google și Vocea Creștinului va fi auzită. Vă mulțumim pentru înțelegere. Ce părere aveți despre studentul palestinian care a fost expulzat din România? Nu știu dacă știm exact, dacă știi tu, frate Florin. Nu am informații despre lucrul acesta. Sunt conectat la tot ce se întâmplă acolo. Nu am fost foarte puternic conectat în ceea ce s-a întâmplat în România și pe linia aceasta. Dar dacă aveți mai multe detalii, puteți să ne oferiți. Sigur, credeți că s-a împlinit versetul din Luca 21:20? Fiți binecuvântați, Bogdan Gligor. Nu încă. Nu încă. Bun, mergem mai departe. Alte mesaje venite de la ascultători. Credeți că va birui Când aveți versete, vă rog să le citați. Pentru că ce spuneți dumneavoastră aici, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea este aproape. Atunci și din ideea să fugă în munți. Versetul acesta are două linii de interpretare. Pentru că cea mai mare parte din el viza ceea ce s-a întâmplat în anul 70. Și o mică părticică din el are ceea ce se va întâmpla acum. Trebuie să fiți foarte atenți la cum le citiți versetele. Pentru că ultima parte a acestui verset se va împlini când va fi Anticrist. Anticrist nu e pe pământ în momentul ăsta.
Dar când mai aveți versete, vă rog să le și citiți, pentru că sunt unii oameni care nici măcar nu au Biblie. Ei nici nu știu ce verset este acela și ca să știe. Da? Sigur. Credeți că va birui Israel, va câștiga lupta contra islamicilor dacă se va alătura și Liban și Iran? Da, pentru că războiul lui Gog din Magog va fi terminat de Dumnezeu. Citiți cu atenție, nu va lupta Israel, ci Dumnezeu îi va sfârși pe acești oameni. Dumnezeu. Doar că Israel, din nefericire, își va întoarce privirile spre Anticrist și se va lăsa dus de minciună și din momentul acela va începe tragedia pentru el. Va începe necazul cel mare. George Pârvulescu, și domnul președinte Klaus Iohannis a spus că România susține Israelul. Este o... Dumnezeu să-l binecuvânteze. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe domnul președinte Klaus Iohannis. Respectăm lucrul acesta și îl apreciem, sincer. Mi-aș fi dorit ca atunci când a avut șansa să semneze decretul pentru mutarea ambasadei României la Ierusalim, ar fi fost o susținere mult mai mare și mult mai apreciată. Dar dânsul a ratat acea șansă, acel aspect nu-l apreciem, deși apreciem ceea ce face acum. Probabil că își dă și dânsul seama acum că a jucat niște cărți pro-arabe. Vreți să vă spun, fățiși, și nu numai ce, sunt mai mulți. De ce mulți guvernanți din România evită? Știți de ce? Pentru că au interese între arabi. Au business-uri interconectate, au prieteni arabi și au preferat să joace cartea aceasta. Uite că puteau să stea lângă cei buni. Au ales să stea lângă arabi. Vedeți să nu vă musulmanizați și voi în România, apropo. De ce a început războiul? Care a fost cauza? Cred că... Întrebați-l pe liderul Hamas de ce a început războiul, pentru că niște oameni fără minte în cap, teroriști, însetați de sânge și crescuți încă din pântecele mamei lor cu ură în ei, n-au avut ce să facă și urmează linia directivă de la Teheran. Asta s-a întâmplat. Nu este un război produs de Israel. Din câte ați văzut, ei au fost luați prin surprindere, israeliții. Pentru că sărbătoreau. Erau oameni... Prieteni, ca să înțelegeți ce se întâmplă, gândiți-vă că sunteți la nunta fiilor, fiicelor voastre. Și în cea mai bucuroasă zi, pentru că asta se întâmpla atunci, a fost ziua de Simchat Torah, de citire, de știți ce este Simchat Torah? Când Torah se citește cu bucurie, când te cânti, când ești plin de fericire. Era zi de șabat. Era o zi în care ei se bucurau de terminarea sărbătorii Sukkot, sărbătoarea corturilor, sărbătoarea aceasta a bucuriei. Și au venit niște oameni fără prea multă minte în cap cu ideea aceasta. Gândiți-vă că voi la nunta copiilor voștri, exact când vă bucurați atunci de cea mai frumoasă parte, vine cineva și stinge luminile și se apucă să vă bată bine. Cum v-ați simțit voi? E, asta s-a întâmplat. Niște oameni fără minte s-au gândit că pot să strice ei pe poporul lui Dumnezeu. Nici nu știu ce așteaptă. Nici nu știu ce așteaptă și pe Hamas și pe Hezbollah. Aș vrea să vă spun că țările prin care cetățenilor ori au fost omorâți, ori dispăruți. SUA are 9 morți, Canada 1 mort și 2 dispăruți. Marea Britanie mai mult de 10 sunt dispăruți. Franța are 1 mort și câțiva dispăruți. Thailanda 12 morți și 11 dispăruți. Nepal 10 morți. Germania un număr necunoscut de dispăruți, dar și de morți. Rusia 1 mort. Cambodgia 1 mort, China, un număr necunoscut, care nu știm, Brazilia 3, care au fost prinși, Paraguay 2 morți și 2 dispăruți, Ucraina 2 morți, Mexico 2 prizonieri, Irlanda 1 dispărut, Tanzania de asemenea 1 dispărut. Astea sunt la ora actuală datele, conform unor publicații internaționale. Se pare că nu doar evrei sunt prinși în capcană, și mulți turiști sau, de asemenea, sunt... Din nefericire vor muri mulți oameni nevinovați, să știți, Ciprian. Și asta ar trebui să ne preocupe pe noi, vedeți voi, ca și credincioși ar trebui să ne rugăm, să mijlocim. Prieteni, dacă ar fi să vă dau un îndemn în tot ceea ce se întâmplă acum, este să strângem rândurile.
Știu că poate sună un pic dur sau delicat, dar noi ne-am segregat și noi. Penticostal, baptiști, creștini după Evanghelie, fiecare să uită la ceilalți așa, cu aroganță. Prieteni, cred că ar trebui să învățăm de aici că va trebui să strângem rândurile. Chiar credeți-mă, este atât de aproape venirea Domnului Iisus Hristos, am spus-o seară la Genesis. Poate că voi vă întrebați de ce avem atâta îndrăzneală. Eu mă bucur că cam de 3 ani am început aceste proiecte împreună cu Ciprian și uite, deocamdată am avut dreptate în ce am spus. Nu pentru că suntem noi oameni mai cu moți sau niște genii ale societății. Suntem oameni mai simpli decât voi. Dar avem niște informații la îndemână care ne arată cum se împlinesc scripturile. Faptul că vă tot chemăm, prieteni, aduceți-vă la unitate pe voi, siliți-vă să vă uniți cu ceilalți credincioși. Va veni, nu doar apostazia, va veni o cernere extraordinar de mare. Uite, am o știre de ultimă oră că exact în aceste momente cei 380.000 se pregătesc să invadeze Gaza. Sunt 380.000 de soldați care vor intra în Gaza în clipele următoare. Acum ne-a venit de acolo din Israel o știre, o veste. 380.000 de soldați o să o măture colț cu colț. O să o perieze și din gaură de șarpe îi vor scoate. Dar în ceea ce ne privește pe noi, prieteni, vă rog din suflet, căutați să vă uniți. Căutați să renunțați la orgoliul acesta neoș, și anume, eu sunt mai bun ca tine, tu ești mai slab ca mine. Prieteni, noi suntem toți o apă și un pământ. Suntem oameni așa simpli și care noi prin noi înșine nu ne-am calificat niciunul la cer. Haideți să strângem rândurile, haideți să învățăm unii de la alții, haideți să ne unim pentru că, ascultați-mă, vine nenorocirea. Vine nenorocirea. În luna mai v-am spus că nu va înceta acest an până când nu va veni acest război. Nu pentru că am visat noaptea, ci pentru că am știut că se vor întâmpla lucrurile acestea. De mult sunt urmărite. Prieteni, chiar se întâmplă și ascultați-mă, n-ai nevoie de proroci, n-ai nevoie de prorocii neapărat, ai nevoie doar de informații bune. Și uite, dacă s-au împlinit, ascultați-mă că avem informații că se vor împlini lucruri și mai groaznice. Și dacă până acum nu v-am convins că noi chiar știm ce vorbim, măcar astăzi, în ultimul ceas, ascultați-mă ce vă spun, strângeți rândurile, pentru că va veni nenorocirea. Va veni nenorocirea. Julieta, acum să conving prietenii că nu Israelul e de vină, ci ceilalți. Nu încerca să-i convingeți dumneavoastră. Rolul dumneavoastră este să fiți o lumină ca și credincios, ca și credincioasă, să fiți etică și morală. Pentru că oamenii aceia sunt fie suficient de corupți în inima lor încât să vadă în terorism ceva bun. Oamenii care văd în terorism ceva bun, eu v-aș spune să vă feriți de ei, să stați cât mai departe. Pentru că un om care s-a îndoctrinat în atât de mult încât să vadă în mișcarea Hamas, să îi legitimizeze pentru ceea ce au făcut, să vadă că este un lucru bun, oamenii aceia s-ar putea mâine, poi mâine, să vedea cu parul în cap. Pentru că un om sănătos la cap, un om normal, în oriunde în această lume, nu o să simpatizeze cu ce a făcut mișcarea Hamas, decât dacă e fie suficient de derutat de viață, fie suficient de intoxicat în minte, fie suficient de plin de răutate. Prieteni, orice om din această lume, ascultați-mă, inclusiv non-creștini, inclusiv atei, condamnă în momentul acesta aceste mișcări, pentru că sunt criminale, sunt teroriste. Lucrurile acestea sunt exact ceea ce au făcut acei jihadiști și Osama Bin Laden, dacă vă mai aduceți aminte, când mii de americani au murit nevinovați, că le-au trântit cu turnurile gemene jos. Nu trebuie să-i convingeți pe acei oameni. Eu v-aș spune mai degrabă stați departe de ei. Pentru că dacă ei au îndrăzneala aceasta, aș spune fără rușine, de a considera că ceilalți au dreptate, dar înseamnă că ei susțin terorismul. Oamenii care susțin terorismul nu merită să fie parte din societatea noastră. Fugiți de ei. Sfatul meu este nu să-i convingeți, să fugiți de ei și să fiți lumină în continuare acolo unde trebuie.
Nu stați la taclale, la vorbe sau la convingeri, pentru că sunt unii oameni care sunt puși pe rău. Stimată soră, niciodată nu stai la taclale cu un violator care îți violează fiica. Mă înțelegeți? La asta trebuie să vă gândiți. Pentru că oamenii ăștia care au atacat acum nu s-au dus așa dintr-o dată și au pornit un război legitim declarat. Ei s-au dus, au dat buzna, au împușcat femei, au violat femei. Au violat bărbați, dacă vă vine să credeți, ca să-i umilească. Au violat copiii, ca să-i umilească. Păi cum să aibă dreptate astfel de oameni? Ăștia sunt animale în comportamentul lor. Chiar dacă au chip de om, mentalitatea lor este una animalică. Cu astfel de oameni să nu stați de vorbă. Dacă sunt, repet, personaje care le dau dreptate, voi fugiți de ei. Fugiți de ei. Nu stați la vorbă. Lăsați-i în plata Domnului. Am primit o informație cum că și în București podul Paladi din București a fost luminat în culorile steagului israelian. Apreciem și salutăm faptul că și în București... Dumnezeu sigur, să binecuvânteze guvernul României, pe domnul Marcel Ciolacu și pe domnul președinte Klaus Iohannis, dacă au luat această decizie. Un gest de solidaritate făcut în București pentru victimele din Israel. Este apreciabil și Dumnezeu să-i binecuvânteze cu sănătate și cu prosperitate, pentru că așa ceva este rar. Solidaritatea aceasta bucură lumea. Bravo România, bravo Marcel Ciolacu, bravo Klaus Iohannis. De asemenea, da, pe fața Palatului Parlamentului, steagul Israelului proiectat în semn de solidaritate cu... Pe fațada Parlamentului din București, de asemenea, se pare că bravo, da, bravo, și pe Parlament a fost steagul arborat. Bun, mulțumim acelor care sunteți cu noi și ne scrieți. Vă rugăm să ne scrieți de unde ne urmăriți. Dacă sunteți din Israel, chiar ne-am dorit să luăm legătura. Momentan nu am primit niciun mesaj ca să ne spuneți că sunteți din Israel și ați vrea să intrați cu noi legătură. Știu că avem câțiva români în Israel, dar nu am primit încă niciun răspuns. Probabil că nu doresc sau nu pot, sau poate n-au o conexiune foarte bună. Încă așteptăm în câteva momente, dacă sunteți și doritori să intrați cu noi într-o discuție ușoară, frumoasă, să ne spuneți care este starea de acolo, cum sunteți voi acolo și dacă aveți nevoie de ajutor. Vă mulțumim și așteptăm mesajele voastre la numărul de telefon al redacției 07 8 120 020. Este numărul, sunați sau cel puțin scrieți-ne un mesaj și noi o să vă sunăm înapoi pe WhatsApp. Continuați să ne scrieți de unde ne urmăriți, din ce țară, de pe ce continent și dacă sunteți din Israel, vă rugăm să ne scrieți. Ne-am bucurat foarte mult. Vă iubim comunitatea Vocea Creștinilor, ne scriu frații de peste tot și surorile. În această seară am fost într-un număr foarte mare. Nu uitați să apreciați, să dați like la această misiune. Dacă sunteți abonați, doar dacă sunteți abonați, puteți face acest lucru și totodată, dacă sunteți abonați, puteți să ne scrieți. Să ne scrieți, pentru că doar cei care sunt abonați pot să scrie mesaje și puteți face parte din comunitatea Vocea Creștinilor. În perioada următoare o să facem mult mai multe evenimente pe acest subiect, evenimente, știri și dialoguri aici la Vocea Creștinilor cu mai mulți reprezentanți din Israel și cu pastori de asemenea. Cât mai mulți o să fim în următoarele zile. Mulțumim pentru faptul că ne-ați scris în această seară. Totodată nu uitați, pentru că avem proiectul caravanaevangheliei.ro, continuăm acest proiect de 50.000 de Biblii. Pentru noi este foarte important să ajungem să le achiziționăm de la Societatea Biblică. Avem, acum ne-a ajuns 10.000, dar vrem să avem o listă foarte mare și vrem să avem și pentru celelalte 50.000. Orice lucrare pe care o face, sunteți conlucrători cu noi, ne ajută să achiziționăm următoarele 50.000, să oferim celor care nu au o Biblie în casa lor. Timpul este aproape, venirea Domnului este aproape și noi vrem să ne facem datoria să răspândim Evanghelia. Dacă nu poți să faci evangelizare pe stradă sau să faci o lucrare de mărturisire, poți să ajuți financiar acest proiect caravanaevangheliei.ro
/implică-te. Avem toate detalii în titlul acestui emisiuni. Doar mergeți pe detalii și acolo o să aveți două linkuri: vocea creștinilor.com/donează sau caravanaevanghelie.ro/implică-te. O campanie care noi o derulăm și care vrem să ajungem cât mai departe. Vocea creștinilor să fie auzită în România. Frate Florin, este pe sfârșitul acestei emisiuni. Îți mulțumesc pentru timpul acordat în această seară comunității Vocea Creștinilor. Vom mai fi, sper, și vreau să mai fim încă o dată în această săptămână cu alții și cu dumneavoastră, frate Florin, dar totodată și cu alți invitați împreună, pentru că în această săptămână avem multe, multe de discutat și să nu uitați, continuăm să ne rugăm pentru statul Israel, pentru poporul Israel, cel mai important. Da. Exact. Prieteni, prieteni, vă apreciez pe toți. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Poate că unii dintre voi sunteți de acord cu noi, poate că nu sunteți de acord cu noi. Cercetați lucrurile. Sfatul meu pentru voi este să vă orientați navigând în canalele de știri credibile, să nu vă luați informațiile din tot felul de surse conspiraționiste, de prin TikTok. Noi vă apreciem chiar și dacă nu sunteți de acord cu noi, să știți. Apreciem pe oameni, vrem doar să vă rugăm să vorbiți politicos. Asta ar aduce cinste creștinismului și mai ales națiunii noastre de români. Am văzut câteva mesaje aici extrem de nepoliticoase, dar trag nădejde că ușor, ușor ne vom educa și noi românii să vorbim politicos. Chiar dacă nu suntem de acord cu ceea ce spune un om sau altul, că vom aprecia să vorbim politicos, nu de alta, dar să știți că atunci când un om nu vorbește politicos cu un alt om, el se face de râs, pentru că oamenii apreciază de obicei politețea. Dumnezeu să vă binecuvânteze, luați-vă informațiile din cele mai bune surse, pentru că vine prăpădul, vine prăpădul. Bucurați-vă, rugați-vă, rămâneți uniți, rămâneți strânși de Domnul Iisus Hristos, strânși unii de ceilalți și nu uitați. Dacă suntem pregătiți și ne ținem de Domnul, nimic nu ne poate atinge. În fond și la urma urmei, noi știm unde mergem. Amin. Restul rămân doar detalii de sare și piper al vieții. Rugați-vă pentru frații voștri din Israel și surorile voastre. Acolo sunt oameni care suferă. Noi, deocamdată aici, suntem în confortul fotolilor noastre, în siguranță. Ei acolo sunt însă în teroare. Rugați-vă pentru ei, mijlociți pentru ei și Dumnezeu vă va răsplăti. Dacă nu sunteți de acord cu ceea ce ați auzit în această după-amiază, rugați-vă și pentru noi ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Amin. Mai mult. Cercetați voi mai bine, dar trebuie să fiți informați. Vă apreciem, vă iubim, vă stimăm pe toți. Vă aștept miercuri la Genesis, nu știu când revin la tine aici, Ciprian, dar până una alta voi fi miercuri la Genesis, în transmisiune directă, ora 20, ora României, ora 18, ora Marii Britanii, este transmisiune directă pe canalul Genesis. Cei care nu sunteți abonați, abonați-vă și veți primi notificare când începe. Vom vorbi despre ceea ce se întâmplă acum în lume, în continuare, și vom avea o abordare profetică, biblică. Vom încerca să înțelegem de ce Israelul trece prin ceea ce trece. De ce nu își găsește deloc pacea? De ce este asaltat din toate lucrurile și cum ne pregătește lucrul acesta pentru venirea Domnului Iisus? Vom încerca să ne poziționăm din punct de vedere istoric, dar și din punct de vedere profetic, biblic. Să vedem cât de aproape suntem de venirea Domnului. Prieteni, închei spunându-vă doar atât. Dacă în acești ani Dumnezeu ne-a dat înțelepciunea încât să vă ghidăm spre un anumit înțeles al Cuvântului Lui Dumnezeu și dacă ați înțeles că au fost informații pertinente și clare, căutați să țineți aproape, pentru că ceea ce vă vom spune în continuare este menit să ne pregătească de întâlnirea cu Domnul Iisus. Prieteni, știu că poate sunt inconfortabile multe dintre informații, dar căutați să țineți aproape de noi. Pentru că dacă avem dreptate în ceea ce noi analizăm și credem, sfârșitul acestei lumi și întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos este într-atât de aproape încât mulți dintre voi nici nu veți apuca să clipiți. E o vorbă. Așa că
Haideți să mergem împreună. Dacă nu vom avea dreptate în analizele noastre, cel puțin când veți ajunge sus, veți fi ajuns acolo fiind pregătiți. Vă vom învăța cum să fiți oameni etici și morali. Nu o să vă învățăm să vă lăsați serviciile, să vă lăsați casele, o să vă învățăm să munciți încă și mai mult decât până acum. Dar să fiți lumini, să fiți etici, să fiți morali, să fiți creștini autentici. Dumnezeu să vă binecuvânteze, vă aștept miercuri la Genesis. Nu uitați, în acest weekend de sâmbătă avem conferința partenerilor noștri, prietenii noștri, Love Israel. Ne-a rugat fratele Baruch Corman să anunțăm în această săptămână și am mai postat de câteva ori aici unde puteți să luați legătura cu Love Israel România, cu fratele George Popa, pentru înscrieri va fi la Cluj. Dacă cumva nu apucați să vă înscrieți, haideți la Cluj de la orele 10 în această sâmbătă, va fi prima sesiune, fiți acolo cu noi. Vocea Creștină este parteneră media și o să fim în această sâmbătă la Cluj pe tema Apocalipsa și Biserica din Apocalipsa. Vă mulțumim, o seară plăcută să aveți, Dumnezeu să vă binecuvânteze în tot ceea ce faceți. Salut comunitatea Vocea Creștinilor! Dragilor, continuăm campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet. Datorită vouă, am reușit să achiziționăm primele 15.000, iar acum dorim să deschidem o nouă campanie prin care să achiziționăm un număr de 50.000 de Biblii. Pentru că avem foarte multe cereri de la partenerii noștri din țară și cei mai mulți dintre ei sunt pe lista de așteptare. Prin implicarea noastră a tuturor, vom reuși să împlinim nevoia lor. Poate te întrebi de ce să investești într-un proiect de Biblie, fiindcă Biblia este relevantă chiar și în secolul vitezei. Ea ne oferă un fundament moral și stabil într-o lume în schimbare, ne conectează cu Dumnezeu și ne aduce speranță în vremuri de incertitudine. Dăruind-o, oferim o sursă de inspirație și consolare tuturor oamenilor din generația noastră, lăsând totodată și o moștenire copiilor noștri. Investește împreună cu noi ca această scrisoare de dragoste a lui Dumnezeu să ajungă la cât mai mulți oameni. Societatea Biblică din Atlanta oferă un exemplar din Biblie la doar $5.5. Dumnezeu te va răsplăti pentru bucuria pe care o vei face acelor persoane care nu au o Biblie în formatul tipărit. Dragostea Lui se va revărsa peste tine și familia ta și peste comunitatea din care faci parte. Campania Caravana Evangheliei, o Biblie pentru un suflet, îți amintește că poți face donațiile pe care le dorești prin intermediul următoarelor link-uri. voceacreștinilor.com/donație și pe caravanaevangheliei.ro/implicate. Mulțumim pentru implicare!